Oh, dați labirintul dracu. Aha, pe ca să vezi toate sălile de curs. Super, și asta sunt. Ce să vii. Am și eu autografe de astea, uite. Scarlett Johansson. Am avut un eveniment zile trecute și am vrut să te sun să-mi dai un sacou. Sacourile mele de la România au talent. Am uitat să le duc la curățătorie. Păi aveam eveniment. Chiar aveam... Și când să le iau pe ăla era pătanul și zic, da. Eram terminat. Dar nu-i prima dată terminat. Când poți să-mi dai un telefon să-mi cer ceva. Știu că am avut și veste de la tine. Și zice că Cătăina, sună pe Brânciu, du-te acasă, cu fie Alice, cineva dacă nu da, e. Da, mă, dar sigur că da. Bine că n-am luat, păi încăpeam doi. Eu nu mai sunt, tu nu vezi? Ia uite. Acesta a fost podcastul cu... Uite, mă. Sunt astăpit, nu mai sunt, ce să mai. Bine că nu te-am sunat. Hai, stai jos că mă calci pe țesutura din boasă, pe bune. Stai să-mi dau telefonul pe silent. Da, telefonul cum vrei tu. Ce-mi place, ai lăutat, asta înseamnă da. Să fii bogat. Nu, acum suntem într-o perioadă de restructurare. A, da? Am, fiat de aici. Ce observi între cei doi de acolo, Tavi și Marius și între noi doi? Între Tavi și Marius și noi doi. Ei sunt. Noi suntem. Nu e adevărat, totuși. Deci, mă duc spre ei. Eu mă duc ușor spre ei. Nu, stai. No. Deci, hai să cântăm piesa asta. 1, 2, 3 și... Ia și telefonul! A căzut! Și prima piesă pe care s-o dedic este o piesă internațională, yeah. Doamnelor și domnilor, special pentru Mihai Bobonete. Bo, 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 I'm looking for the future. Bo, boys, bo. Boys, I love you, love you, chica. Așa o știu eu. Boys, asta e chica din altă melodie. Eu așa o știu. Summertime love, summertime love. Bo, bo, bo. In summertime love, summertime love. Bo, bo, bo. I'm ready for my love. Ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ta. Eu știam că e bo, bo, bo. I'm ready for the good time. Nu, pentru că tu ești viitorul. Adică eu mă refer strict la condiția ta fizică peste câte o lună, peste o lună când intri și tu la sala palatului. Aqua carpatica tot timpul. E o plăcere, da. O plăcere nevinovată. Doamnelor și domnilor, începem foarte clar cu anunțul pe 19 decembrie. Mihai Bobonete, Michael Rate. 18 și 19. Îmi cer mii de scuze. Sunteți mai mulți. 18 și 19. Ocupați gările. Decembrie, da. Nu uitați. Hai că ți-am lăsat spațiu să desfășori 20, 21, 22, 23, 24. Ai o grămadă. Nu. Nu? Te-ai mutat? Ai găsit sală mai bună? Nu. Eu sunt la finalul lui noiembrie. Când nu de alta, dar am Mamma Mia la finalul decembrie și trebuie să... Băi, acolo e cu dans, mă. Iar se face Mamma Mia? Nu la știu. Finalul decembrie. Vreau după tine... Ești cu Tinca? Da. Vin și eu. Vin și eu, că eu nu l-am văzut. Băi, fii atent aici. Cât a fost, nu l-am văzut. Nu ți-am spus asta niciodată. Eu cred că ar fi cea mai mare realizare artistică a tuturor timpurilor la ta. Răzvan Dincă, regizorul, da? La un moment dat, după niște exemple internaționale, deci așa fac un musical pe Broadway. Și la un moment dat, după 2, 3, 4, 5, 6, 7 reprezentanții, zic, hai să-l aducem pe Ryan Gosling, uh-huh, în rolul principal. Eu aș vedea să fii tu în rolul, ca guest star, special guest star, în rolul iubitului care și o sărută. Mm-hmm. Deci Cornel Ilie acum. Cornel, stai puțin că vorbesc. În rolul Cornel Ilie, pentru că și eu sărus pe Loredana și stai în pat cu ea. Eu nu am asta. Mm-hmm. Eu doar trec pe lângă ea și spun că de mult o iubeam și ne-am iubit. Dar de ce nu-l luați pe Temișan, că el are experiență. Ăstea sunt dublu rol. Temișan joacă rolul lui
lui Cornel Ilie și al respectivului. Demișane vine Mănușe, el a mai stat. Nu, nu, tu să fii în rolul ăla. Eu cu Lori? Da, mă, dar presupun că fiind un musical se cere să ai ceva calități vocale. N-aș putea să apar eu care rag. Ragtime este, știi ce înseamnă ragtime? Nu, reg. Asta e, da? Era pe Samantha Fox la poker. Nu asta înseamnă ragtime. Ideea este că tu știi să cânți, ești emotiv, ai emoții ca și mine. Eu, de exemplu, acum am emoții, spun sincer. De ce? Strângerea mea în brațe. De ce? Pentru că vreau să iasă cel mai bun podcast, ca după aceea tu să te duci peste tot. Bă, am fost la Brenciu. Nici acum nu mă revin. Bă, oricum să știi că mi-e cam rușine așa. N-am vrut să-ți accept invitația. Pentru că eu trebuia să te chem de mult și lucrurile au fost de așa natură încât n-am apucat să te chem și mi-a fost rușine că m-ai chemat tu. Prima ta emisie pe online a fost Miezii Nopții. Da. Acolo mi-ai zis, mi-ai dat telefon, Horia. Sau cum ai spus tu, maestre, mă rog. În fine, da, așa. Unul dintre... Nu vrei să intri odată în online cu mine? În brațe la nu știu cine? Ba da, am zis, sigur că da, intrăm. M-ai pus acolo, m-am pus în bucătărie. Da. Mi-am pregătit un pahar de apă plată, Aqua Carpatica, pentru că altă plată nu beau. Da. Și am început. Da. Și ați venit tu cu Costi într-un speță. A fost și Mihai la una, da. Da, și la un moment dat am discutat. La, m-a expediat rapid. Am zis, după aceea, toată săptămâna următoare, am zis, iubita mea, tu știi cu cine a fost în direct online? Cu Poponete. Nevastă-mea. Înțelegi? Nu asta cred că a făcut Alisa așa, că mă știe de foarte multă vreme și ne apreciem reciproc, mai ales la înjurături, suntem cei mai buni. Nu știu nimic legat de acest aspect. Ba da, ba. Ea e drăguță doar de Crăciun când vin colindu la voi și dă bani atunci. În rest, așa, de la Serviciul Român de Comedie până așa, să lăsăm nu mi-a luat nimeni morți în... El Muertas. Del Muertas. Te rog frumos. Mi madre. Mi madre e tu padre. Da. Dar tu trebuie să știi spaniolul foarte bine, pentru că tu în Spania... Acum am apucat, sunt Duolingo nivelul 2, încă n-am ajuns mare. Eu soy un hombre, sincer. Comes manzanas. Come manzana. Ce e manzana? Eu sunt un bărbat care mănâncă mere. Por favor, una cerveza. Por favor. Și acum, testul... Dacă tu cânti asta, ai ultimul grad de limba spaniolă. Me marmistotas, amormente so mejor. Maria ține-mi acompania con Susan de la Savor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena, me mi corazón. Doamne și domnilor, la sala Palatului în concert pe 18 și 19 decembrie, El Padre, El Tuto, El Comediantes de România. El Michele Bobonețco. Ce dragi sunt astea, mă, cine... Astea vor trebui astăzi. Deci, ce vrei? Da, asta sau asta? Deci asta are așa? Da, asta, da. Asta e frumoasă. Asta e mai contundentă ca și sunet. Și mai e încă una pe care nu o găsesc. Unde? Bă, da. Au, e acolo, mă. E acolo, da. Nu. Și mai e ăsta? Da. Și eu îți propun să ții așa în poale. Ce? Asta să o ții lângă tine. Pentru că în astăzi eu vreau să scot. Merge. Băi, băiatule, tu ai studiat ceva? Nu, am fost în galerie la Craiova. Niște tobe primite de la Gică Popescu când juca la Galatasaray. Știu 2-3 bătăi. Asta e galerie. Să dai telefon să schimbăm masa, că a crăpat-o. Iartă-mă, dar vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb dacă tu ești acesta. Ia să vedem. Conform melodiei, you are the one, my number one. Ăsta ești tu? Da, eu sunt. Ăsta ești tu? Da, ăsta sunt eu. Mi se pare o fotografie, Principele Mihai al României, undeva în 1900, toamna. Deci băi, nu știu, pot fotografii cu principele, nu știu, dar pot să spun exact ce culoare... În grădina asta din Luxemburg. Pantalonii erau dintr-un material foarte nylon, roșii. Deci culoarea pantalonilor adevărată era roșu.
Și ăsta, anchiorul de la tricou era roșu și era și puțin pătat. Și aici eram destul de supărat. Ce se întâmplase? Oare? Aveam un fotograf care venea de la Hârșova cu motocicleta în Iasă, Giurgen, unde stăteam noi la distanță. Și venea și făcea pozele în curs săptămânii și le aducea duminica. Nu sau venea duminica și aducea... Ba da, ba da, așa se făcea. Și era 100 de lei poza. Și de obicei furam bani. 100 de lei poza? Da. Dumnezeule mare, o avere. Am foarte multe poze cu 100 de lei în mână, adică mă duceam la el, ziceam, domn fotograf, dar făceți și mie repede una. Că nu mă lăsau ai mei, știi? Că, exact ce îmi spui tu, era o grămadă de bani, nu știu cât era salariul, 3.000 de lei sau ceva genul ăsta, da. Și furam banii sau îi țineam ca să-mi facă poze. Nu cred așa ceva. Și asta e una dintre ele. Și vine, eu sunt supărat aici, aproape stau să plâng. De ce? Că mi-a zis ăla ceva de genul că n-am stat bine sau că nu stau bine la poză. Și nu puteam zic nimic, că el avea aparatul. Și m-am enervat foarte tare, da? Aici sunt nervos, dacă tu uiți. Sunt așa, sunt pe... Stau să plâng, că îi dăduse banii, uite, banii nu i-am în mână. Da. Îi dăduse banii. Da. Dar fotografia de care m-am îndrăgostit eu foarte mult și îmi permis să-ți o arăt. Aia cu frate meu? Nu. Aolo, ai... Nu, asta este. Aici, da, 2 ani cu mama asta. Aici suntem la Cioroiu, cred că undeva în Olt, de unde am și rădăcinile, cum ar veni din partea tatălui. Și aici făceam eu 2 ani și vărul meu 4 ani, pentru că sunt născut în aceea zi cu vărul meu, pe 14 iunie. Uite, mama, ce frumoasă era. Da, e și acum, da, uite aici. Dar vezi ce pe scăunelul ăla acolo, cu frunza aia de nuc. Atunci știai de faptul că dacă sufliți, poate îndeplini cineva o dorință? Nu cred, aveam 2 ani. Nu cred că aveam asta. Eu cred că ce îmi spui acum este un lucru foarte important. Eu numai după 20 de ani, mult după 20 de ani, după ce am devenit persoană publică, am zis, stai puțin că... nouă persoanelor publice, ne mai trebuie o poză. Și după aceea am chemat eu fotograful. Tu îl chemai de la 5 ani? Da, mă, nu știu, eram mic, da, am o grămadă de astea așa. Simțeai, doamne? Nu simțeam, eram, mi se părea asta că poți să-ți facă poze și să ai tu, nu știu. Știi că asta e una dintre suferințele mele foarte grave? Care? Cu pozele? De fiecare dată când, în timpul școlii, eu am avut plete până la omoplați. Eu n-am o poză cu pletele. Am văzut niște poze cu tine și erai blonduț. Adică blonduț. Erai urâțel. Ăștia blonzi așa cu plete, lasă-mă, câți blonzi cu plete știi tu că sunt sex symbol sau au dat femeile pe spate? Zi-mi unul, tu știi cum mi se spune acum, băi, bă, tu știi cum mi se spune acum mie? Acum Don Johnson ceva. Sau Clooney sau mi se spune Merius Medicimus Maximus, mă, mie. Doamne, ferește, câte nume. Băi, pentru că ai personalități multiple, dar trebuie să nu, zic... mă, pentru că semăn cu aia, nu, băi. Nu, eu semăn cu nebunel. Tu ești nebunel. Da, tu acum arăți bine, dar blond. Încă o dată te mai întreb, că tu acum te-ai uitat urt. Ce blond știi tu cu plete? Rahan. Bă, lasă-mă, Rahan. Presupun că ăsta, cum... Rahan, Tetelu, cum îl jucam în... Tetelu, da. Da, la... Dar vreau să spun eu o chestie. Tu arăți acum mai bine decât te-ai arătat vreodată. Și tu la fel. Dar asta se întâmplă. Cu vârsta se schimbă lucrurile și știi să alegi și să fii mai optim. De ce nu mai porți acum părul lung și blond? Pentru că există o perioadă... Uite, spun, uite, m-ai întrebat, îți spun. Da. Bine ați venit la... Da, bravo. Așa. Deci port eu pentru că există o perioadă intermediară a creșterii părului, da, în care mă enervează. Știu. Știu. De-aia mă tun și eu pe aici, pe lateral, pentru că atunci când îmi crește așa, este horror. Și am imaginea lui Mihai Rait. Doamne ferește, Doamne când ferește. S-a tuns Bob. Da, dar tu ai avut... Asta. Stai. Tu ai avut asta. Frizura asta... E adevărat că imaginea... Să nu spui că ai cu mine vopsi jumătate blond, jumătate brunet. Nu mi-am permis, am avut... că nu vreau să-mi zic audiența, dar ăsta da, este. Da. Ce? Da, asta nu-mi place, părul Cătălina, când e așa... Cătălina, vreau să-ți arăt pe Cătălina, nu pe tine. Nu, Cătălina e foarte frumoasă și acum e foarte frumoasă, iar aici, eu, uite și tu, eram... Cătălina este o femeie foarte frumoasă. Da, așa e, mulțumesc. Eu cred că s-a îndrăgostit de interiorul tău mai mult decât de pletele pe care le avea așa. Pe care le avea. Acum ești un tip spre sexy. Dacă vrei, mulțumesc. Fii atent aici și o chestie importantă pe care hai o spun. Hai că așa începe dansul de la început. Hai că e sexy, pleacă băieții, se stinge lumina și... Eu fac lucrul ăsta numai pentru că la nuntă m-ai pus să-ți veghez o cutie de valori. Corect. Dar și lumea nu știe că eu la nuntă nu te-am pus să cânți și aproape nu te-am mai dat jos după scenă. Bă, nici pe tine, nici pe Ina, că a luat-o și pe aia la un moment dat. Da, am zis, hai să cânt, dacă... hai să cânt acolo, pentru că odată în viață, am zis, odată în viață, dacă se căsătorește a doua oară, nu mai vin la el, pentru că iubeam pe Cătălina. Dacă nu o luai tu, o luam eu.
Ce pericol, dragă. Asta e, bă, băi. Omul ăsta... Deci Cătălina este o femeie foarte frumoasă. Bine că am luat-o de mică, avea 12 ani. Vorbești ca și când ai fi Pirandello... Te-auzi, bugnii s-a auzit. Stai liniștiți că și eu aveam 15. Nu eram în niciun pericol. Stau, ți l-ai luat-o și i-ai dat o floare. Ai pupat-o pe obraz. Atât. Da. Iar eu cu asta, cu bugnici, nu... Nu rezonez niciun fel. E vorba de o... Nu îmi place mie oricum. El e incorrect ce a spus... Și nu trebuia să o zică public, dar în general eu am probleme cu politicării corectnessul ăsta care mă omoară peste tot, nu mai ai voie să zici nimic. Și așa că s-ar putea să trebuiască să tai începutul de la podcast, că ai zis că ești gras și nu prea merge. Dacă se trăiesc acum 4 grase și zic, domne, nu e, Brânciu chiar e frumușel și e supus. Este enorm, ținut, dau explicația. Bobo face mișto de mine pentru că știe că sunt foarte slab și eu sunt în cură drastică de slăbire, pentru că amândoi ne pregătim pentru sala Palatului. Corect. Iar când apar pe scenă acolo, să ți se vadă 9 packs, nu este rezonabil. You speak English very well, my friend. Bă, dar tu te-ai perfecționat în ultima vreme. Da, pentru că mă uit la seriale fără titrare și am început nu să cred. Mă forțez. Te forțezi la extraordinar. Zi-mi un serial la care te-ai uitat fără titrare. Băi, acum mă uit pentru a treia oară la The Office. Du-te, bă, de aici. Ești obsedat cu The Office-ul. Da, sunt obsedat. Nu, clar. Efectiv, ești obsedat cu The Office-ul. Băi, de am, ce? Am în telefon, numai că l-am aruncat, filmez, adică ar vite băi, faze. Deci, dar nu ți l-am văzut pe Insta Story. Ce? Filmarea. De obicei pui pe Insta Story. Da, dar că... n-am pus cu serialul. Ba da, am pus una ultima oară când se trește el din somn. Mie îmi place foarte mult. Steve Carell e genial în rolul ăsta. Și mai mă uit și fără subtitrare ca să așa. Bine, acum am băgat în spaniolă. Sanchi. Du-te, bă, de aici. Da, mă, poți să-i pui vocea în spaniolă. Da, mă, știu că da, poți, da, de deja pe push the limit, so far. Da, da, dar eu rămân la engleză învățată din Dallas. Fii de aici, fii de aici. Mi-a venit o idee senzațională, pe care n-ai făcut-o niciodată nicio. Te rog. Eu o să fac pe Jim Carrey, da? Și tu o să faci pe Steve, da? Da. Eu sunt Dumnezeu, iar tu ești prezentatorul de știri Steve Carell. Păi și ce să facem noi? Băi, fii aici. Okay. Tu mai ții minte filmul? Da, mă, ții mai minte filmul, uite da, aici, oamenii uite aici, erau genia. Stai, mă, puțin. Asta e, tăiem plan contra plan, deci nu e o problemă. Uh-huh. Eu îți spun niște chestii, cum să te prostești, chipurile-ți măresc, și tu faci chestia asta. Bine. Deci, textul tău este următorul. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la emisiune. Vă invităm la un podcast senzațional și vreau să vă zic, Bobonete Mihai este invitat, alături de distinsul fost prezentator de televiziune, Horia Brânciu. Ok. Atenție. Ce, nu mai e? Nu mai știu. Nu mai e. N-am știut. Dan Negru s-a dus acolo și... N-am da. Cum îl chema? Cove dincolo și asta e. Nu e. Și Bartoș acolo, na. Asta e. Gata, ești na, închis, te-au închis pe toate. Și Răzvan și Dani, acolo, de dimineață. Nice. Asta e. Atenție. Da. Textul. Acțiune. Bună seara, doamnelor și domnilor, și ați venit la emisiunea podcastul cu Brânciu și cu mine. Băi, mi s-a părut senzațională. Dar fii atent cum cred că a fost făcută faza aia. Strâmbă-te. No, eu știu cum a fost făcută. Te rog. A fost filmată separat. Păi separat. Strâmbă-te da. Tu, Jim, fă ce vrei. Da. Și după aceea tu... Au filmat separat. Fiecare și-a făcut bucata. Da, dar nu în legătură cu unul cu altul. Nu. Știi exact cum a făcut David Bowie cu Freddie Mercury. Asta nu știu. Ba da, au intrat separat și au făcut Under Pressure. Asta e melodia. Under Pressure, nu asta era. Ce ciudat David Bowie cu Freddie Mercury să cânte Under Pressure. Da, și de fiecare în studioul lui și a făcut fiecare parte a lui. Și după aceea s-au întâlnit, asta e partea mea, asta e partea ta, s-a făcut melodia. Titani. Noi ce suntem? Nu, ăștia se întâlnească, da, dumne, după urechi așa. Ia partea ta, ia partea mea și după aia... Deci mi se pare senzațional ce s-a întâmplat și eu cred că... Fierbinți îți arată o parte pe care tu știi foarte bine să o mănuiești. Dar eu cred în continuare că spectacolul live, și te-am văzut zilele trecute pentru că m-am documentat despre personalitatea, dar dacă mai era cazul, te-am văzut zilele trecute când ai preluat atunci când Măruț a fost bolnav. Da. Băi, aveai un chef să faci. Când ai, e o cameră în direct, și aveai un chef să faci nebun. Eu cred că tu ai mult potențial pentru...
Acolo, îți dai seama, la România au talent, hai, spune tu. Cred că puteai mai bine. Adică așteaptă toată lumea ce zice Bobonete. Ok, dar tu singur, pe o chestie, un platou, cred că face furori. Știu, dar nu mai îmi doresc treaba asta acum. Câți ani ai tu? 42. Deci? Nu... Nu arunca cuvintele așa. Ba nu arunc. Nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să fac show de televiziune așa cum face Măruță sau să fac live-uri. Dar nu tip Măruță. Aici e o chestie. Doamne și doamne. Live show. Tonight show with Bobonete. Asta da, poate un late night. Deci da, am dreptate doresc. Până la urmă. Da. A, deci îmi dai dreptate până la urmă. Da, aș vrea să fac televiziune în continuare. Probabil maturitatea? Nu... S-ar putea, oricum mai ai până acolo. Nici o problemă. E adevărat, trebuie să mai... Trebuie să vedem mă antrenez cum... online cu podcasturile astea. Nu, ăsta este testul tău. Treci de asta? A, astăzi? Da, bineînțeles. E belit. Toți am zis, domnule, dar că nu sunt la protovea ăsta. Barem să fie un om, să împing un om. De am crezut că tu, dar nu mai, că la voce nu. Nu, la voce nu, nu. Ăla nu se face. Nu se face nimic. Eu sunt one man show la mine acasă. Da. Și nici la Sunt Celebru nu te-ai dus? Nu, pentru că mie îmi plac foarte mult țânțarii și eu iubesc. Macedonii. Furnicile sunt pentru mine o delicatesă. Iar ce are crab așa, îl pun pe mine. Eu nu știam, crezi că mai ești, mai faci. Nu mai sunt. Sunt acest outlander al spațiului românesc. Nu, no, coci tu ceva. Când aud electrotehnică, da. Eu mă gândesc la faptul că la capătul clasei a 12-a, de la mine din Brașov, de la Andrei Șaguna, mi s-a dat o diplomă. Sunteți electrotehnist. Pentru tine electrotehnica ce reprezintă? Bă, a fost o perioadă destul de faină din viața mea, facultatea asta de electrotehnică, așa cum am studiat-o eu, că am studiat-o aparte. Oh, ce frumos aparte! Da. Bă, dacă vrei să știi, profesorul care mi-a întrerupt ascensiunea spre diplomă a fost același profesor care l-a trimis la București pe Mugur Mihăescu. El tot din cauza aceluiași profesor, Civigean îl chema, nu cred. Profesorul de aparate, e același care a pus bețe în roate și lui Mugur. Nu cred așa ba ceva! Ba da, ba da. Și tot la electrotehnică. În fine... Cred că trebuie să-i mulțumești? Pentru că da, ba da, pentru că tu dacă erai electrotehnist, acum erai pe la În Toulouse, tata asta își dorea. Pentru că Universitatea din Craiova era înfrățită cu Universitatea din Toulouse. Așa, după 89, și se făcea un schimb de ăsta. Mai ții minte, plecau studenți de la noi, ajungeau acolo, stăteau un schimb de experiență și veneau și studenți de la ei. Iar unii dintre ei care erau mai buni puteau rămâne acolo să-și termine studiile la Universitatea de Electrotehnică din Toulouse și să-și și angajeze ingineri. La noi, nu știu, maxim sperai să te angajezi la electroputere pentru că corect. Era acolo, sau doi să repari de-astea, televizoare, cum făcea Radu Gabriel la Buzău. Mi se pare extraordinar. Da. Nu, asta am avut pentru prima dată și mi se pare extraordinar că un om a schimbat două destine. Da, Tău chiar și s-a întâmplat, dar n-aveam nicio șansă, mă, la electrotehnică. Deci a fost nebunie totală. Oricum, eu am dat mate, fizică, economie și istorie, cred. Economie și istorie. Da, da, oricum am făcut, mi-a plăcut economia și am avut un profesor foarte bun pe Stan la Slobozia, pentru că am făcut Colegiul Național Mihai Viteazu, acum Colegiul Național, atunci era liceu mate, fizică și informatică Mihai Viteazu din Slobozia. Și am făcut economie că mi-a plăcut și istoria, am avut o profesoară, Vișoi o chema, dacă nu mă înșel, senzațional, m-a făcut să mă îndrăgostesc de istorie, avea un dar al predării. Pe care nu-l găsești acum. În ce an a fost răscoală lui Horia, Brânciu și Crișan? Nu mai ții minte exact. Așa, 1784. Nu are cum, pentru că Horia Brânciu este contemporan cu noi. Bravo, bravo, n-ai căzut în capcană, bravo. Nu, niciun caz. Am ales galbe. Am apăsat pe ce trebuie, so sorry. Dar am dat probele astea și am intrat. Și știi ce era frumos la electrotehnică? Era lângă electroputere. Era și un restaurant, o chestie de asta unde bei golden brown la greu, bere, da. Și era și lângă fabrica Salatini. Deci aveai și una și alta. Deci era perfect. Iar când stăteai la facultate, deschide acolo mă voi duce. Băi, asta aduc aminte și în afară de asta, cred că singurul curs care mi-a plăcut, mi-au plăcut laboratoarele în care făceai efectiv pe niște mese uriașe, montai lucruri, făceai circuite. Dar tot timpul unul dintre studenți trebuia să dea drumul la heblu. Și gândește că în electrotehnică și fiind și la electroputere lucram cu voltaj și cu amperaj absolut, uriaș. Adică absolut. Gândește că locomotiva are 27.000. Adică... Era tot timpul supus pericolului. Și tot timpul ziceam eu, dau eu drumul la... Și ziceam aia, nu.
Pentru că trebuia să verifice încă unul, trebuia să fie și profesor, pentru că în momentul în care dădeai drumul și pleca tensiunea, la revedere, puteai să te prăjești acolo foarte rău. Și n-aveau încredere în mine, că era mai... Nu prea eram atent. Cu figura respectivă, când erai, făcea așa, pletele tale făceau așa, știi? N-am avut la electrotehnică, că n-am avut plete. Am avut, Adi, plete? N-am avut. Am avut plete? Sau n-am avut? În facultate? Nu, n-am, eram tot scurt. Plete? Nu. Dar când am plecat, era momentul să plec Horia. Pentru că mi-aduc aminte că am avut un examen. Majoritatea examenelor de la noi, de la electrotehnică, se cumpărau cu cifra de 100 de mărci. Asta era set. Nu cred. Ba da. Eu am prins momentul în care marca a dispărut de pe piață. Și au intrat dolarii. Toți profesorii universitari de atunci, venit din regimul comunist și așa mai departe, aveau frică de dolari. Pentru că în perioada lui Ceaușescu, dacă aveai dolari, te lua. Aferent. Da. E, noi am făcut paritatea, că eram inteligenți. Profesorii n-au mai vrut să mai accepte. Și eram așa, un două profesor, nu știu ce. Și s-a găsit o modalitate în care era un fel de troc. Acceptau de banii de contravaloare pui, mezeluri, electrocasnice, căcat, ce puteai să cumperi de cifra aia, dar nu vreau bani. Și să ne vezi ce căram frigider. Băi, și se vedea asta, că 100 de dolari o ții așa? Păi da. Și sacoșele se vedeau. Da, am fost cu pui congelat de la frigorifer din Craiova, ține și acum. Doamne, am fost cu un coleg, trebuie să spun asta, la profesorul de informatică, nu mai știu cum îl chema, un dobito, cu un cretin care... Nu trecea pe nimeni și făceai la calculatoare, știi, erau calculatoarele la urâte. Da, făceai în Pascal, ecuații. Bă, o nenorocire totală. Nu era nimic diferit față de liceu, ce făcusem în liceu. Și ne-am dus și am zis că vrea pui. Și ne-am dus la frigorifer cu Liviu, Dumnezeu să le-te, un prieten foarte bun al meu care a murit între timp. Și am intrat cu Liviu și așa eram căcați pe noi, ajunsesem la acasă. Și ăla când a deschis ușa, noi cu plasele alea de pui, ținte că îi luase și niște Fanta, dar am avut suc. Vezi, când am intrat, s-a auzit un chelălăit. Dar noi am trecut peste și am pus sacoșile alea, ăla știu că nu mișca. Și eu eram, nu, profesor, v-am adus pui, ce a zis dumneavoastră, pui curcan, nu mai știu ce, nu știu cum, să-ți lăsăm numele Mihai Bobonete, grupa C, 11203, Liviu. Și ăla nu mișca și a zis decât ieșiți în momentul ăsta afară. Și eu am zis, bă, ce dracu, parcă nu ne-a pus el să luăm. Zici că eram un flagrant aici. Dă-te dracu de bulangiu, ți-am adus asta și tu ne dai afară. Și a zis, ieșiți în momentul ăsta. Și am văzut că s-a plecat și a zis ceva, țițic, țițic. Bă, ăsta când a pus, când a intrat Liviu în spatele meu, a pus și plasele de pui, dar a și călcat pe un câine, așa. Ăsta avea un câine mic, nu știu ce era, șobolan, ciua, și a pus plasele pe el, mă. Pe el, mă, de a ridicat plasele. A ridicat plasele, că sărac, cred că și el a văzut de ăla țițic, țițic, dar țițic era puțin storșit. Și-o fi reverit, nu mai știu ce. Și nu ne-a trecut. Pe semne că eu fi murit acum pe taia, dar nu știu ce, dar și aia era la ușe. Ca dracu. Băi, și mi-aduc aminte că asta a fost... Și n-am mai mers și trebuia să înveți, trebuia să faci cursurile și mi-aduc aminte de ziua în care am făcut ruperea de curent, am mai povestit-o de mai multe ori treaba asta, cu colegii mei într-un laborator ați mare de rupere de curent. Ați făcut un gest de frondă? Nu. Veneau suedezii. Laboratorul de la electroputere de rupere, de testare a ruperii de curent, este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Nici nu mai știu, cred că suedezii veneau la noi și norvegienii, pentru că mai era încă unul, cred că la Ljubljana, să nu mai țin minte, în fine, era o hală uriașă, cu două bile uriașe pe centru ei, care se încărcau de tensiune și la un moment dat interacționau și oamenii ăștia aveau capacitatea, fiind de pe altă planetă, să-și noteze ce se întâmpla acolo. Și ne-a chemat și pe noi, grupa mea, să asistăm că au venit suedezi. Am luat Fanta, Salatini, cum se făcea? Le-am pregătit la suedezi, pentru că era notă de trecere. Aha. Laboratorul era nota pe care o primeai la laborator după ce scrie ce ai văzut, era notă de trecere. Și mi-aduc aminte că eram cu gâba, bă, și am ajuns acolo, toată lumea era îmbrăcată frumos. Cu halate albe. Nu, costum și peste halate, nu știu ce. Și ne-au băgat mai multe garduri de fier. Suedezii aveau geamuri. Și da, nu știu, Salatini, Fanta, domn profesor, ok. Și garduri de fier. Da, și la un moment dat s-a stins lumina, s-a tras semnul, țâng, un fulger între alea, atât. Suedezii aplaudau. Am aplaudat și eu că ești pe genul... Deci, ce
căcat, mă! A ieșit profesorul și a zis că la cererea domnilor suedezi încă mai rupem o dată curent. Că erau foarte impresionați. Băi, să vezi ce scriau, aveau laptopuri. Scriau pe laptopuri, pe nu știu ce. Iar aplauze și el pleacă cu ăia cu suedezii. Noi venim într-o anticameră și el zice, aveți o oră să scrieți tot ce ați văzut. Ce am văzut? Am văzut un arh electric. Băi, ai unul la mână, că eu a trebuit să cer foaie și pix. Eu n-am știut că trebuie să vii cu foaie și pix. Și am scris exact ce auzi tu, că am văzut o rupere de curent, tip fulger AC/DC, cum se vede în figura 1. Am făcut o bilă, altă bilă, una cu fulgerul cu AC/DC, după care domnii suedezi a mai vrut încă o dată. Așa au aplaudat. Am văzut iar o rupere de curent tip AC/DC, figura 2, Kenar, făcut două bile, iar AC/DC. Asta am scris, a aplaudat mult. Eu am terminat pe o pagină cum ai tu asta, ăia ai mei toți scriau. Tu scriau ăștia, scrieți, colegii. Bă, sunteți proști, hai bă să plecăm să bem bere. Am terminat, am dat lucrările alea și eu și colegul ăsta al meu și la, cred că la o săptămână, m-a trezit bunica mea, doamna la mamaie și mi-a zis, mamaie, te sunare de la facultate, te cheamă decanul. Aulă. Mamă, plec în Toulouse. Băi, erau două burse, mă, pe ani, ești nebun. Mă sună gâba, bă, ne chemare la facultate. Și pe tine, da. Dă-te, dracu. Toulouse. Toulouse. Băi, zic, băi, franțuzoaicele, tuțe mici, băi, ce să... Ăștia sunt franțuzoaice, da. Ne ducem. Gata. Mamă, să vezi cum am apărut eu cu ăsta. Băi, a fost ceva ciudat, că noi când am intrat la secretariat, decanul nu venise, sau rector, nu mai știu care era dintre ei, era secretară. Și secretara erau mai multe secretare, dar era una bătrânică foarte simpatică. Și noi când am intrat, a ieșit să rumână. Ca și cum eram așteptați. Și ea n-a spus nimic. Că plecăm în Franța, oricum. Era să rumână, săraco. Știi cum ar veni. Ba nu, a zis, venire-ți firața-i dracu. Băi, când ai sfirața ai dracu, ne-a gândit. Da, dar la Olten se mai poartă. Știi? Bă, fire al dracu tu, Horică, ce mi-au făcut și înțelegi? Da, e de dragoste. Da. Așa, așa. Și ne-a băgat în birou și a venit domnul profesor, domnul rector al facultății sau decan, nu mai știu, drasă. Ea, ideea că noi am întins mâna, să dăm mâna, el a trecut pe lângă noi, am rămas cum a rămas Crin Antonescu cu Obama, nu mai știu exact care dintre ei, deci a făcut părul, așa a vrut. Unul cu Obama. Ne-a zis că ne-am bătut joc, ne-a arătat lucrările celorlalți colegi și ideea a zis că voi unul la mână, că aveți aceeași lucrare, ăsta scrisese după mine fix, mă. Că a văzut lucrurile de curent, CDC, aceleași figuri, unul la mână. Și doi la mână ne-am uitat în lucrările celorlalți colegi. Bă, erau pagini întregi. Despre ce, mă? De cifre, frate, de cifre. Ce cifre, mă? Bă, de unde cifre? Radical, de șerp, de cifre. Nu știu ce au văzut ăia, că erau clar că nu erau normal la cap. Un dracu să scrii, mă, dintre două bile cu un fulger tu 20 de pagini, ești nebun la cap. Consecința directă a fost? V-a dat afară? Consecința directă este că eu am ajuns cine am ajuns și cred că colegii mei sunt la sapă de lemn. Deci trebuie să-i mulțumesc. De la electronică. Băi, dar trebuie să-i mulțumești. Îți dai seama că și eu am fost la fel. Pe la TCM, în primul an, am avut bursă, nu că, da. Eu am avut din prima bursă, am intrat printre primii, mate fizică, m-am dus și am început. Prima dată, geometrie descriptivă. Ok, mai specială, eu mai vedeam așa, mă duceam pe microfon. Geometrie descriptivă? E, mă rog, așa. Tehnologia construcțiilor de mașini, da. Pe colină, sus la Brașov. A trecut jumătate de an, tot în regulă, nu vrei să vii și la noi, la avem o trupă la rectorat, acolo lângă Livada Poștă, unde iei mașina către Poiană. Sigur că da, vin. Perfect. Numai că, la un moment dat, a venit un tip bondoc, chel, și a zis, acum facem diagrama fier-carbon. La trupă? Nu. În timpul orelor de la facultatea de TCM, tehnologia construcțiilor de mașini. Dar trupa asta de la care te-au chemat, ce era? Era o trupă în care am fost clăpar. A, deci era asta ansamblu artistic al facultății. Un fel de. Da. Și am avut și un concert în amfiteatru mare al facultății. Un pic, un vârf al carierei mele de student. Și la un moment dat zic, hai, când am început eu să duc pixul în jos să scriu, ăla am pus 4 table. Băi, bă, grr! Iar eu eram conștient că... Nu. Erau 5 table în total în amfiteatru. Nu știu ce. Hop! Șterg 4. Mamă. Și eu zic, nu, băi, nu înțelesesem deloc de ce se duce la fier carbon în sus, în jos. Da, te sperie. Și plus că am avut exact o revelație, dar o revelație pe care am avut-o eu, n-a trebuit să intru în un examen, să dau ăla cu bilele. Am zis, băi, facultatea asta e pentru mine? Exact asta s-a întâmplat. Și colegii tăi ce au ajuns, Horia?
au ajuns niște oameni care au făcut și masterul. Am un prieten bun în Brașov, Marius, care a făcut și masterul. Adică 6 ani de zile a stat acolo. Eu am zis la mișto că nu știu ce ori fi făcut colegii mei și să le dea Dumnezeu sănătate la rector tehnic. Dar eu oricum cred că ei și când mă văd acum la România au talent, cred că vorbesc cum dracu o fi reușit ăsta, mă, să ajungă până aici, că nu era în stare doar de nimic. Doar a scris ACDC. Nu era în stare de nimic, da. Vreau să-i dau ceva, pentru că, uite, n-am luat cu vorba și aș vrea să-ți dau ceva pentru început. Așa cum se face și în Oltenia, și în Ardeal, și în Transilvania, și în Banat. Dragul meu, aș vrea să-ți dau... Să mâncăm. Un bun venit. A, prazul. Pâine, sare... Și praz. Praz. Și praz. Și praz. Acest praz... Da. L-am selecționat special. Bă, dar miroase bine. Băi, explicăm care e diferența. Pentru că asta este o chestie destul de delicată. Zi-mi. Care să aminte de ceva când faci? Care praz ceapă? Ce preferi? Băi, prazul este cea mai nobilă ceapă după pământ. Tu gândește că prazul este trufanda în Franța. Iar dacă nici ea nu știu cu bucătăria, nu mai știe nici dracu pe pământul ăsta. La noi în Oltenia... Miroase incitant, aș putea spune. Prazul este un simbol pentru că noi gătim prazul în mai multe feluri. Iar mâncarea de praz, care se mânca de obicei în perioada de post, care mai conținea pe aici, pe acolo și prune uscată sau dacă nu măsline, este senzațională, ți-o recomand. Dacă ai vreodată în Oltenia, știți, ți-o facă o bătrână. Eu nu mai am acum, mama ar putea să mai facă, dar nemai având bunici pe pământ, n-am prins-o, dar eu gătesc eu foarte mult praz, adică gătesc la Thermomix supa cremă de praz și care mi este foarte bună și o mănâncă și copiii. Și să știi că îți dau o rețetă foarte simplă. Dacă îl tai pe lung, da, fâșii, și îl pui la prăjit în puțin unt și adaugi și puțin usturoi, îți spun eu că dacă ai pus 4 ciuperci peste, la revedere, mănânci până mori. Iubire? Dar el și gol așa. Iubire? Mergem la ciuperci. Acum mă duc cu fiimea la ciuperci duminică. Ce pâine ai luat? Am făcut-o personal. Bă, ai grijă cu ciupercile astea din pădure, te rog eu mult de tot. Băi, cu mine vorbești, mă? Da, mă. Tu ai fost în păduri când erai mic? Am fost în pădure, am crescut în păduri. Eu știi cine sunt eu? Omul pădurii. Ah, bravo. Da, ai grijă cu ciupercile astea, te rog eu frumos. Băi, niciodată n-am avut probleme cu ciupercile și eu le-am luat din pădure. Singura dată, când aveam 5 ani de zile, când am găsit o ciupercă formidabilă, așa rotundă, cu pete albe pe un fond roșu, foarte drăguță, și am zis, asta am văzut-o și în povestea, albă ca zăpada și cei 7 pitei și scufița roșie. Și am băgat-o în gură și era otrăvitoare și tata imediat m-a dus într-un spital unde am fost numai cu ocazia aceea și am făcut spălături stomacale vreo lună de zile. Și de atunci? De atunci n-am mai făcut spălături stomacale, dar nici n-am mai mâncat din alea cu roșu cu alb. Aia otrăvitoare, dar în rest le știu pe toate. Iartă-mă, dar eu... De unde? Pentru că tata m-a dus în pădure, în permanență, și de fiecare dată când ziceam, asta e bună, asta nu e bună. Și hrib, și ghebe, și mânătărți, și șampinion, și toate nebunile. Ai încredere în mine. O să-ți pregătesc special. Uite, gata, asta facem duminică. Gata, uite. Eu îți recomand, dacă mergi la cules de ciuperci, dacă iarba deasă și nu iese din prima, să nu tragi de mai mult de 2 ori de ea, că nu-i ciupercă. Nu știu, continuăm podcastul nostru. Înțepăturile acestea nu și-au rostul. Era bancul cu scufița roșie și cu lupul care se pune pe spate cu ea în sus și scufița trage de ea de mai multe ori și lupul îi zice mai trage că iese. Asta e roast. E un banc. Eu nu știu să spun bancuri. Am spus un banc zilele trecute. Foarte bun să știi. Special pentru tine. Am spus un banc zilele trecute. Auzi? Tu știu că băie... Fă-ne două. Auzi? N-am luat cu vorba aici. Fă-ne și nouă două prăzite. Auzi? Tu ai pus vreun vin la rece? La rece? Auzi, la cald. Păi pune vinul la rece. Mie îmi place să beau din când în când. Eu o să spun aici, dacă vrei, bei, dacă nu vrei, nu bei. Știu că a face cură de slăbire nu-i joacă. Te apreciez foarte mult pentru chestia asta. Da. Și acum sar de la una alta. Ca să înțeleg eu bine, tu ai ajuns actor pentru că ți-a zis Trunilă să dai la actorie? Nu. N-a fost liantul care a unit cele două chestii sau... Ce rol a avut Strunilă în viața ta? În ultima perioadă în Craiova, prietenii mei, când ne adunam, Focă, Roger, Leonte, ai mei, fiind destul de amuzant în ceea ce făceam, era comedie de situație, așa? De gândesc de angura, tot îmi ziceau ăștia, bă,
Tu nu trebuie să stai în Craiova. Tu du-te la București, fă școala și apucă-te să faci teatru, fă fin. Nu se poate să rămâi aici. Adică aveam imboldul ăsta. Cum și întâlnirea mea cu Strunină s-a produs datorită faptului că unul dintre prietenii mei cei mai buni, Lucian Munteanu, era la drept, la facultatea de drept în Craiova și o bănăneam pe acolo prin căminul de drept, iar el era din Dorohoi, de unde e și Strunilă. Noi așa ne-am cunoscut. Eu am mers la mare cu Lucian, el venise cu altă gașcă. Am înțeles. Cu amărfoaie, cu nu știu ce, și ne-am întâlnit acolo. A fost doar un imbold și, bineînțeles, și el mi-a zis, bă, ar trebui să dai la teatru, că se dă examen, să nu știu ce, și a venit la fix. Adică s-a pupat cu ceea ce îmi doream. Mai ții minte vreun monolog? Eu țin minte că am... Foarte puțin mai țin minte din ăsta de admitere. Era monologul lui Hamlet către actori. Hamlet, după ce pune în scenă piesa prin care trebuia să demaște toată crima și ce se întâmplase, se duce la actori și le ține un speech înaintea piesei. Da, dar care e studiat și acum. Și cred că Adrian Pinte a scris o carte despre monologul lui Hamlet către actori, pentru că e foarte mișto. Știu că zicea ceva de genul, să-mi spui tirada când m-ai răspicat și curgător, însă dacă mi te-a pus să-mi o răgnești așa cum face crainicul din târg, atunci mai bine te lași. Și spunea ceva de genul că chiar în mijlocul furtunii, în oianul pasiunii, să cauți întotdeauna măsura perfectă. Și e o chestie aici, asta mi-a rămas în cap, pentru că e valabilă nu doar la actorie, e valabilă în orice ce faci în viață. Că indiferent cât de mare e furtuna și indiferent cât de așa, să stai să te gândești, să găsești măsura perfectă. Și asta este taina. Asta s-ar traduce într-un fel de calm pe care trebuie să-l ai în mijlocul furtunii, pentru că orice faci poate fi interpretat greșit și după aceea poți să regrezi ulterior. Exact. Și de aici dau un alta. Se aseamnă, în viață, dacă te gândești la treaba asta, te întâlnești de multe ori cu situații în care ești luat de vârtej și te panichezi. Asta faci primul lucru. Ori te gândești la ce a zis Shakespeare sau ce a scris el și ce a zis Hamlet către actori, ori te gândești ce zice Alexandru Stermin, care este un geniu și care recomandă să scoți pieptul în spate, da, pieptul în față, da. Pentru că atunci când scoți pieptul în față și dacă ți-e frică de ceva, vei termina cu frica. Pentru că în momentul în care scoți pieptul în față, se mărește capacitatea pulmonară, când trage aer, inima bate mai tare, se elimină adrenalină în corp și atunci trece frica. Sau îți dai cu apă pe față, care e același lucru. Știi că de-aia îți dai cu apă pe față. Când îți dai apă pe față, nu mai intră oxigen. Vezi, eu fără să știu de cuvintele lui Stermin, tuturor fetelor cu care am lucrat atât în Academie cât și la tot felul de concursuri muzicale, le spuneam așa, băi fetelor, ce poziția asta? Aveți, da. Mai ales că vă aveți piept. Asta e poziția de frică. Asta corpul, asta e poziția de frică când te cocoșezi. E foarte interesant cum poate să vorbească acest corp fără ca noi să îi spunem nimic, fără ca să scoatem o vorbă. În limbajul corpului, da. După Godmother și Mamaia... Te-ai pus făină în piept. Să se vadă că am muncit. Asta trebuia structurată puțin, uite. Vezi? Nu, bă, asta făină... Dar e foarte bună asta. Dar mâncăm pâine așa? Nu. Iubire, când ești gata, dar am în 5 minute, adu și Paris al doilea și al treilea. S-a mutat asta. Ce să fie? S-a mutat pe mine sau ai mutat-o tu? Era pe... Nu. Acum merge. A. Dar nu merge din când în când. Bună seara. Ba, nu merge, dar se stinge ecranul ăla. Se stinge ecranul ăsta. Nu, acum am dat drumul. Da, din când în când. De exemplu, dacă leșin acum, dau drumul la cameră și te prind leșinat, pentru că nici o cameră nu o să vadă leșinul. Uh-huh, când ai, sau dacă scurge sânge după ce te lovești de masă, imediat eu prind sângele. Vezi, Adi, noi n-avem așa ceva pentru leșin. Da, păi nu, trebuie să faci chestia asta. A, noi avem una, dar e GoPro 3, o avem pentru bășină. O ținem sub scaun să prindă bășina. Și ai văzut-o vizual vreodată? Bineînțeles. E verde spre galben, așa. Verde spre galben? Da, GoPro 10 nu dă. Trebuie să ai subacvatic. Formidabil. Deci fii atent aici. Tu ai făcut... Eu n-am văzut filmele astea. Știu de Godmother, dar Mamaia n-am văzut-o. Care ți-a plăcut din astea două? Eu în Mamaia n-am jucat. Am jucat în Mamaia? Da, ai jucat în Mamaia pentru că, dragul meu, există niște liste de actori cu niște casting-uri. Se poate, da. Nu știu. Exact cum zice cineva. Da, tu ai jucat în ăla, Iura Luncașu, Fast Attack? Zic, da, dar am avut un rol. Adică toată lumea se așteaptă. Și cum ai văzut? Ca Superman? Nu, am văzut un rol mic. Da, asta cu Godmother și Mamaia au fost două experimente eșuate total. Nu mă mândresc cu ele și n-am nicio treabă. Am apărut în ele pentru că era trendul atunci, era Alma Sârbu, ea făcea.
și era mai greu să o refuzi. Și cu Alex Vela, cu o prostie, Jesus del Cerro era la începutul regiei pe la noi pe aici, era o comedie forțată de doi bani și una și alta, nu. Dar în momentul de față ai spălat tot cu cei 10 ani, pentru că iată, acum se împlinesc 10 ani. 11 ani de la începutul ăla Sfierbinți. Da, cred că 12 ani de când îl filmăm și 10 ani de când este pe post. Prima dată a fost actorul Mihai Bobonete, ușor-ușor a devenit scenaristul și actorul Mihai Bobonete. Scenaristul mai puțin, că n-am apucat să scriu foarte mult la Sfierbinți, am scris, nu știu, 6 episoade. Nu sunt la nivelul lui Văncică, care scrie sezoane întregi. Am scris și am văzut cât este de greu, am văzut că pot, mi-a plăcut, dar n-aș putea să fac treaba asta la nivelul lor. Așa cum a făcut-o Mimi Brănescu, care a scris zeci de sezoane, sau cum o face acum Văncică, care calcă pe urme și scrie non-stop. E foarte greu, te dor de la oase la creier. Pe cuvântul meu, să scoți 75 de pagini pentru un episod dublu, e incredibil de greu. Și efectiv te îmbolnăvești. Și știu asta pentru că amândoi s-au îmbolnăvit, realmente. Adică au ajuns la spital din cauza scenaristicii. Pentru că au avut gânduri care se băteau cap în cap, că ți-au mai bine. Pentru că te epuizează total. Te epuizează. Da. În afară de, mă rog, n-ai început să scrii foarte mult pentru că... Ce te epuizează pe tine în viața de zi cu zi? Există ceva pentru că ești plin de forță? Bă, nu, acum nu pot să mă plâng. Am găsit așa o măsură încât să fac față la tot ceea ce îmi dă Dumnezeu să trăiesc în fiecare zi. Și nu, dar am ajuns, am avut momente, ani de zile, la rândul în care ajungeam în burnout-ul ăla, mai ales spre final de an, cu tot cu sala palatului și cu tot ce aveam, îmi doream să fac foarte multe lucruri. Simțeam că atunci e momentul și da, am ajuns în momente în care eram într-o stare critică. Acum am depășit asta, mă ajută foarte mult și terapia, fac terapie de ceva ani și cred că în momentul de față sunt mai bine ca niciodată. Adică sunt destul de împăcat cu mine, fac doar ce îmi place, nu mă grăbesc să ajung nicăieri, că nu știu unde mă duc. Dar mă bucur mai mult de prezent. Și asta e cel mai important, pentru că asta nu făceam înainte. Eu nu știam ce trăiesc, ce am, nu știam să apreciez lucrurile astea. Eu te știu pe tine și te-am observat de ani de zile. Da. Iar tu ai fost una dintre glumele care mi-au plăcut foarte mult, să nu mă înțelegi greșit. E faptul că tu, toate piesele anilor 90, le-ai pum-pum-pum-pum-pum-pum. Deci... E ok faza asta. Frate meu Nostradamus. A zis că o să mă întreb de partea asta. E normal chestia asta. Adică nu e o problemă. Ha, am glumit. Dar există copii care ne urmăresc acum. Sau chiar adolescenți, sau oameni mari. Da. Care nu au auzit, nu au avut timp de muzică. Am luat prea mult praz, m-a spart. Zim să-ți dă. Nu, am. Bea acolo. Nu merge cu apă, cu aceea, să mănânci ceva, să mănânci pâine. Bună, ok. Asta zim. Există foarte multe adolescenți, scuze-mi, dar... Iurea, plângi după ce spune. Știi de ce, iute, și ceapa și prazul? Se zice că cine l-a pus, s-a bășit în timp ce l-a pus. Așa e. Dă, dracu, de-ai filmat tu bășina prazului. Lasă-mă, dracu, mă, ce știi de aici. Că nu vreau să am o idee. Eu vreau să restabilim adevărul. Da. Gata cu învâlmășala asta de cuvinte care chipurile dă-n poantă. Nu. Răjeală, da. Fii atent aici. Nu știu dacă le știu vreodată. Se întâmplă și pe... Eu dau exemplu ăsta în permanență. Când eram tânăr copil, etc., atunci, când am auzit prima de Frank Sinatra, eu credeam că Frank Sinatra se scrie Frank, pauză, si, pauză, Natra. Bun. Eu vreau să... Dincolo de... Eu vreau să restabilim adevărul, pentru că sunt niște pagini din muzica vremii. Astea sunt versurile pe care niciodată nu le-ai cântat. Okay. Piesa începe așa. Life is life. Everybody, sing along with me. Yeah. Nu te grăbi. Nu mă grăbesc, eu mă iau după tine. Și începe ton. Uite-o pe fimea. Doamne fere, Doamne ajută-mă. Bate-n tumul ăla de la tobă. La 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 la. Asta nu e o problemă. Okay. Ușor. La 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 la. Și acum titlu. Life. Stop. Aha, zice așa. Life is life. Life is life, nu life is life. Da. Și o dată. Life. Ăsta e. Foarte bine, Mihai. Life is life. Și acum versurile cum sunt ele. Un, doi și. When you all give the power. When you all give the
the best. Every minute of the hour, don't think about the rest. Every day the power, don't think about the rest. When is everything in everything and every song? Everybody sings. Life is life. La la. Then is life. This life. La la. Jacoba Sus. Life is life when you all feel the power. Asta e, Bobo. Life is life. Come and stand up and dance. Extraordinar. Come and stand up and dance. Life is life when the feeling of the people. Pentru prima dată. Life is life is the feeling of the band. Yeah. Life is life. Eram convins că o să mă pui să cânt. Băi, mă așteptam că am mai avut ceva episoade. Pentru prima dată ai cântat asta. Cuvintele. Eu sper să nu mă aștepte poliția la ieșire. Nu, nu există așa ceva pentru că poliția suntem noi. Tu știi că mă gândeam la treaba asta și... La ce anume? La faptul că, din cauza faptului că nu am făcut engleză și am făcut rusă și franceză, mă bucur și acum teribil de mult când aud copii în mașină când iau de la școală. Cântă în engleză, melodia pe care eu o aud la radio și în engleză, eu nici acum nu înțeleg foarte mult ce cântă și ei știu versurile și ei, bă, ei cântă și înțeleg ce zice ăla, mă, acolo. No, eu am fost un handicapat, dar mi-a plăcut, bă, și crede-mă că am crescut, taică-miu fiind aproape hipiot, am crescut un casetofon Sanyo, am ascultat Joey Cocker, Santana, Janis Joplin, muzică veche. Și mai încoa, în adolescență, Guns, Scorpions, corect. Metallica și ce, n-am înțeles niciodată ce înseamnă Nothing Else Matters sau Sweet Child of Mine. Sau, nu. Multe dintre ele mine mai traducea Tamara și mai înțelegeam din când în când, dar în rest, niciodată. De-aia le și cântam după ureche și de aici. Eu cred că te subestimez și... puțin. Nu, nu, nu. Da. Acum stau, să știi că și acum e un efort să stau pe anumite piese care îmi plac, să-mi dau seama ce zice omul ăla acolo. Și de obicei caut pe internet the lyrics ca să văd exact ce... Fie de, la minor. Hello, is it me you're looking for? Ce-am zis? Salut, eu sunt ăla pe care îl cauți? Păi nu, asta, da mă, știu... Basic, dar când auzi ce așa... Ce basic, bă, asta e basic spre medium. Nu, nu, nu. Medium no. Rare. Acum mă complimentez. Eu spuneam că sunt foarte fericit pentru că ăștia mici vorbesc engleză, înțeleg în engleză, ceea ce e foarte important. Că fără muzică, oamenii n-ar putea exista pe pământul ăsta. Și atunci e important să o înțelegem. O să dăm un acord așa. Când spune ceva care e de muzică, adică bate spre noi, bagi un acord frumos, nu știu ce. Da, mă, da, gândește... Și apropo de muzică și apropo de trăirile tale frumoase către Craiova, o întrebare foarte delicată. Nu e o rușine dacă zici nici... dacă nu răspund. Nu e o rușine. Câte drumuri ai făcut prin țară mergând alături de Universitatea Craiova? Băi, nu multe, dar alea care le-am făcut mi le aduc aminte. Adică... Mi-aduc aminte de la Brașov. Presupun că urmează o poveste de dragoste. Nu, nu, nu. Am și cicatrici aici undeva. Nu cred așa. Sunt de la Brașov, dar m-am înfipt din greșeală într-o țeavă de aia când au intrat jandarmi. Mi-a fost un meci în care n-a. Și mi-aduc aminte de finala pe care am avut-o cu Dinamo, cred. Și am pierdut-o cu 3-1 aici pe stadion, pe Elia Manoliu. Și am venit cu trenul de la Craiova. Cred că a fost... meciul în care noi am intrat cu trenul dinspre Craiova în București și nu galeria lui Dinamo, galeria Rapidului ne-a așteptat la intrare și au aruncat cu cărămizi sau cu nu știu ce. A fost momentul în care Cristi, care acum cred că este jurist pe la ediție specială sau ceva ziar Oltenia, în care și-a pierdut ochiul. Nu cred. Ba da, a venit o cărămidă și a scos ochiul și am fost acolo. Și când ne-am întors, ne-au dus cordonul, ce tâmperie, ne duceau de la gară pentru că trăgea trenul la obor. Și de la obor pe jos până la Lia Manolin duceau pe stradă în cordon. Și gândește că toți bucureștenii, adică, asta striga tot timpul. Și noi. Noi țipam București, București, capitala București. Și aia cântau... Ceva cu... Nu, că știu exact. Asta era București, capitala București. Și noi ziceam... Și aia ziceau... nu la Olten, la Olten, asta era... București e capitală și Craiova e la țară. Se auzea. Și aruncau cu borcane de murături, cu alea. Ne duceau ei în cordon, dar nu stătea niciunul să-ți facă, înțelegi? Erau tâmpere. Știu că ne-am întors, era gelul care vrea să vorbească la telefon. Philips, Diga, d-alea urâte, de scotea antena, să anunți părinții că ești bine, că
ce vorbești, mă, direct cu pulan de la ea, sări și telefon și tot, adică ne-au bătut în cordon, era așa o de-asta. Adică mi-aduc aminte de deplasările astea, dar mi-aduc aminte și de meciuri frumoase trăite pe Oblemenco. Din deplasări, nu mi-aduc aminte așa când meciuri faine. Începea meciul în Oblemenco. Da. Stătea toată lumea, salut Bobo, salut Bobo, și după aceea vă ridicați toți în picioare, pentru că, nu, era esențial. Da, nu era cu salut Bobo, salut Bobo. Stăteam pe Maracana la un moment dat și făceam niște cearceafuri pe care scriam tot felul de chestii. Ce ai scris tu pe cearceafuri? Era mai aproape tu de... ai scris cearceafuri? Da, mă, era o facțiune a galeriei care se chema Freak Boys. Nu mai știu dacă există acum. Și o fiind, da. Nu Freak, Freak. Freak Boys, freak. Da. Și eram cu băieții pe Maracana. După care s-a inspirat Florin Piersic Junior de Freak Show, Freak Boys, de la Freak Boys. Și mi-a dat acum imnul pe care l-a scris Adrian Păunescu. Nu e al lui Tudor Gheorghe. Nu. Ok. Tot? Nu, nu tot, nu tot, nu tot. E jumătate din el. Asta seamănă cu Michael Jackson, ce putem cert. Da, 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 bă, da, bine. Oh, oh, de bucurie. Rar avut în parte. De bucurie, mă. Am avut. No, de bucurie rar avur în parte. În unele duminici pe la nunți suntem multe pe viață și pe moarte. Suntem multe, adică suntem munți. Un roz ne-a dat măicuța noastră dulcea. Să fim dintre români cei mai fierbinți. Aici e cel mai fierbinte din Dolj. Din Dolj și până Nol și până în Vâlcea. Și până-n gori și până-n Mehedin. Și toată lumea! Oltenia eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n priviri. Hai Universitatea, hai Craiova. Tu campioana unei mari iubiri. Și încă o dată! Oltenia eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n priviri. Ai Universitatea, ai Craiova. Tu campioana unei mari iubiri. Mergem mai departe! La tricolorul românesc se închină și face jurământ în luptă azi. Oltenia, provincia latină, al lui Mihai, al nostru cel viteaz. Opa! Oltenie, pandura lui Tudor și a lui Arghezi și altor duși. Oltenia celui mai mare sculptor al omenirii Constantin Brâncuș. Și toată lumea! Oltenia eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n priviri. Hai Universitatea, hai Craiova. Tu campioana unei mari. Ultima dată! Oltenia eterna, Terra Nova. Un cântec care astăzi și-n priviri. Hai Universitatea, hai Craiova. Tu campioana unei mari iubiri. Extraordin! Băi! La toate melodiile! La asta, tăticule, am simțit toate deplasările și toate victoriile. Toată... A fost prea bine, prea bine. A, prea mulțumim! Bine. Chiar mă așteptam la niște creveți tempura cu sos... Stai că mai vine ceva. Asta ce? Asta e pentru slăbit? Păi asta mănânc și acasă. Păi am vrut să se simți ca acasă. Morcov am mâncat și din ea. Hai că... mănâncă, uite, morcov. Aici e morcov. Hai să vedem ce e aici. Ia. Eu mănânc morcov. Morcov. Și ăsta este... Le știu. Nu există. Deci, normal că le știi, pentru că de fiecare dată eu te fac să te simți ca acasă. Doamne și domnilor, dragi copii, bine ați venit în fața mijlocului de ecrane. Iar acum, închideți ochii. Nu e așa că vreți să auziți din nou omul de zăpadă? Iată vocea lui. Bună, sunt Olaf și ador îmbrățișările! Băi, ăla care a avut o idee aia, sau ăla, a fost o idee bună, mă. Dar, stai mă, tu te-ai dus acolo, vreau să fac Olaf? Nu e adevărat, mă, nu există așa ceva. Băi, fiandă, uite, spune un profesionist. În 97 am primit un telefon, poftiți la preselecție. Da. M-am dus,
Arabian Nights, Arabian Sunt zile și nopți de tărâm fermecat, așteaptă să vii pe tine, Aladin. Ia spumnalul și un cal. Și nu mai știu ce cântai, dar o știam toată la un moment dat. Iar acum fie mea dansează la gimnastică pe Arabian Nights al lui Will Smith. Nu și mi-o cântă în engleză și eu cânt în română. Și aici, dar ce cânti așa? Zic, eu așa o știu, așa o cânta Brenciu în Aladdin, zic, așa e varianta noastră. Dar nu știu cum a fost. Deci de asta spun, că eu am dat preselecție cu doi oameni pe care apreciam foarte deci, mult. Deci era preselecție, da. Și Alexandru Arșinel. Toate samplerile tu noastre mai ești. S-a dus în America. Arșinel, pa, Ghiuri, pa. Sunt singur și nici eu nu mă simt prea bine. Doamne, ferește. Deci vreau să spun că eu nu cred că ai dat alo, bună ziua, aș vrea da, să fac Olaf. Nu cred așa. Înseamnă că ei au cedat presiunilor tale, adică dorința nu, ta... Nu. Cum? De ce? La un moment dat mi-am dorit foarte tare să pun voci. Copiii mei se uitau la desene animate, erau mici, adevărat. Mergeam și la cinema și unele dintre ele, după cum bine știți, mai ales cei care au copii, unele sunt reușite, unele nu sunt, nu reușite. Sunt reușite. Pentru că alegerile nu se fac atât de concludent sau nu, nu... Atunci când faci castingul de voce, nu se gândesc atât de mult să se potrivească și nici n-ar avea cum, pentru că până la urmă trebuie să le spunem oamenilor, animațiile din state sau care vin de la Pixar, de la Disney, de la ce vrei tu, ele sunt personajele adaptate actorului. Corect. Adică, bă, Chris Pratt sau cine faci, e unul la unul cu ce vezi acolo. Acum să găsești unul care să semene și cu ăla și cu personajul e foarte greu. Să știi că am avut și eu, când am făcut pe Robin Williams, de exemplu, cu da? Happy Feet, cu... Mm-hmm. Și făceam... Pinguine, vreau da. Să spun că mi-a scos... Știi că am dat casting pentru Robin Williams pentru Mumble și l-am luat și am dat pentru Genie și nu l-am luat. Eu n-am dat casting niciodată pentru asta. Eu am făcut Emmet din Lego 1, Lego 2, Olaf și am mai pus niște voci la un moment dat. Dar pentru că am vrut la un moment dat să mă duc să pun și eu voci. Copiii mei erau mici, l-am dat Octav, tot explicându-i. Se uita la Cars. Cine e ăsta? Uite, ăsta e Floppy, ăsta e nu știu cine, nu știu ce. Domne, am dat Cars pentru că, de exemplu, Cars mi se pare unul dintre cele mai reușite, iar Floppy ce a făcut acolo pe Fulger McQueen, senzație. Fulger McQueen, cum, băi, sunt mai multe. Adică sunt multe desene reușite. Mie nu mi-a plăcut, de exemplu, Angry Birds. Când a pus porcii, care în varianta originală au accentul de texan, de nu știu da, ce, da, da, aici da, a pus variantă cu accent moldovenesc și total greșit, adică o forțare. Și atunci eu mi-am dorit să pun și eu. Și am întrebat, l-am întrebat pe Pavlu, pe Bartos, care făceau voci, nu știu ce, bă, uite, vreau și eu. Și mi-a zis, domne, Ager Film sau nu mai știu cine Ager, făceau, da, nu știu ce, și atunci am sunat acolo și am zis, domne, vreau și eu să pun voci. Și m-am dus, cred că cu Anca Sigartău am pus la Olaf, nu mai țin minte exact, s-ar putea să mă înșel. Cert este că m-am dus, am făcut asta cu Olaf, mi-a plăcut foarte tare ce am făcut și când a venit vorba cu asta, contractul cu plata și cu nu știu ce, și când am văzut pentru ce sume sunt plătiți oamenii aia care stau acolo și rup gâtul, pentru că mie Olaf nu mi-a făcut foarte bine, adică eu neștiind să temperez. Ai lucrat la da. Și le-am zis, doamne, bătaia de joc și le-am zis doar, bă, voi vă bateți joc de oameni. Și au zis, cum? Voi vă bateți joc de oameni ăștia care fac azi. Și ăștia au luat-o ca pe un afront. Eu n-am avut de ce să mă feresc. Era o chestie francă. Adică, bă, pe dracu, bă, să dai zero nu știu cât cenți pentru replică. Bă, voi sunteți nebuni la ca... Dar omul ăla pleacă de acasă, își lasă familia, vine cu vocea să se gândească. O zi, două, trei, patru, depinde de... 0, 20 de replică. Dar ce nu puneți voi, mă? De ce nu dați din buce așa? Și ce iese aia e... Și m-am enervat și, și după când a venit cu Frozen 2, n-am mai făcut eu, pentru că, bineînțeles că au venit cu Frozen 2, domne, un real succes, mi-a trimis Disney-ul scrisoare acasă, Disney-ul, domne, că nu... Și veniseră că la fel, nu... bă, și aici la Disney am fost impertinent și le-am cerut, nu știu, 5.000 sau nu știu cât de euro, a zis, păi, doamne, ferește, n-a luat nici Ceaușescu când a pus vocea pe el, când era la CTA. Există o melodie, Păpușile Muppets, a fost un film în care eu am făcut, am pus vocea interpretului. Da. Și melodia respectivă a luat Oscarul. Nu mi s-a dat decât un telefon într-o zi, eram pe la Craiova, apropo, mă pregăteam de concert și sună un telefon. Hello, my name is nu știu cum de la Vern Disney... Okay. Da, aia știu să apreciez aici. Adică, și a sunat pe toată lumea din toate țările unde s-a pus vocea acelui cânte care a luat Oscarul și mi-a zis felicitări.
E motivația principală pentru care eu am făcut Bălu. Știam că remunerația este foarte slabă. Dar bucuria mea... Nu, am făcut și doi, mă. Amor, dăm și mie în... Trebuie să băi, pui de în, la COVID, mă. Lasă, bă, acolo. Am făcut de 3 COVID și am făcut și 3 doze de Pfizer. Și tot spun la toată lumea că uit. Tu de uit. 3 ori ai făcut COVID? Da, și am făcut și am făcut. Dar ce faci, mă? Ai o microbă acasă? Hai am să făcut, mai halez. Am făcut de mai multe ori, dacă crezi că de 3 ori am înregistrat. Băi, eu uit. Bă, da. Pe mine... Uit. Du-te, bă. Fii atent ce mișto. Fii atent. Deci tu ți-aduci aminte o singură dată pe an când trebuie să mergem la colinde și restul anului nu ți-aduci aminte, bă. Și acum găsești o motivație. Băi. Nu, mă, uit de la Horia, COVID, bă, ce Horia, drag. Uit, mă, uit. Fii atent ce. Băi, dacă spun că uit, am făcut și doi, mă, pentru niște extrauri cu Olaf, n-am vrut să mai fac. Cred că am făcut și doi. Am făcut, mă, doi. Întrerupem aici podcastul. A fost o plăcere să-l avem pe Bobo. Parcă așa-l cheamă, am uitat. Fii atent aici. Sunt, băi, Olaf, dar mai bătrân. Băi, gata, da, gata. Abandonăm subiectul. Mai mănânc ceva. Am zis, am jucat, da. Am jucat Bălu. Și mi-a plăcut. Cum naiba să facă altcineva din seara asta? Burn necessity. Eu, mă, cine e ursul? Tu acum nu mai poți să fii. Eu eram română. Catalogat drept. Eu eram română, ce cântai român om? Strictul necesar, bam 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 bam, strictul necesar, bam 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 bam. Da. Bun. Bam bam bam. Ba. Da, cum a făcut Bill Murray? Că nu era așa ușor. Cartea Junglei 2? Da, nu, Cartea Junglei 1. Da. Era așa mai flegmatic. Cum a făcut Bill Murray? Păi da, mă, eu a trebuit să copiez, eu m-am interesat de chestia asta, nu ca tine. Dar lasă, asta e de seama. Actorul meu preferat într-un musical din toate timpurile. Zi, mă. Este Hugh Jackman, care dă lecție tuturor actorilor după pământul ăsta și care trăiesc și care au fost vreodată și care o să mai fie. Uitați-vă la filmul lui Hugh Jackman care se cheamă... Uite, COVID-ul. Cătălina. Iubitule, ai uitat să mă spui că mă iubești. Vezi că astăzi e aniversarea noastră. Iartă-mă, iubito, COVID-ul. The greatest showman. Da. Da, mă, știu. Și să vedeți acolo pe Vulvarin, care dansează și cântă, derupe tu scena. Nu știi, tu nu știi cum ce repetiții. Ăsta a fost pe Broadway. Da, știu. Asta mi se pare senzațional. Ești un actor de milioane de euro, de dolari. Da, și da. După aceea zici, bă, și asta se întâmplă și pe West End. Și zici, bă, mă duc Jude Law sau alții, mă duc pe West End să joc. Ca să-și aduci aminte de începuturi, de un Shakespeare, de o dumă. Și neapărat să-ți duci limitele, ei nu au autosuficiență, ei vor să facă din ce în ce mai să mult. Să simți publicul, să nu te depărtezi de el. Am văzut de-aia mergi gheola să la aparatului. The Book of Mormons, cred că de 5 ori. Ia zi gluma, iar personajul... zi gluma ta, cea mai tare glumă care a fost? Din The Book of Mormons, toate sunt geniale. Nu, eu vreau să spun doar că personajul principal de fiecare dată când am văzut spectacolul era același om gras, da, mult mai gras decât noi doi, și care făcea roata cântând, mă. Bă, la făcea roata în mâini cântând. Bă, crezi că pentru mine nu e o problemă, nu, asta, te rog, mă? Eu frumos, uite, murim. Bă, uite, bă, stai, mă, potolit. Băi, nu am aici loc. Stai, mă, loc, potolit. Băi, știu că n-ai loc. Acum să fac dublă roată, bă. Bă, deci și fac și scurt circuit în AC/DC. Pe mine m-a lăsat mască. Gluma preferată. Tot show-ul ăla e... Foarte bine, da, Book of Mormons. Care e a ta preferată? E... Când zice de Hitler și după aceea când vine cu schimbul lor de geish, schimbul ăla de dialogul la geish cu, nu știu, băi, e senzațional. Iar piesa genială tu-du, 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 începe cu tu-du, my name, da-da-da-da-nama, da-da-da-ma-nama, na-bengali, na-bengaliana, na-na, na-na. Momentul în care... Tasu îi spune că trebuie, el caută un ginere care să aibă sida ca fiesa. Adică aia e cel mai mișto. Ăla e momentul genial în care ăla zice, bă, trebuie să aibă și ăsta sida ca să... Da, da, rezonez de na. E foarte bună, da. E senzațional, bravo. Citez. Fiți atenți, băi, oameni buni. Pescuitul pentru mine... Scuze-mă, bagă-l. E lung? E citatul tău. Bagă. Nu. Corazon. Pescuitul pentru mine e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător. Soția mă ține veșnic îndrăgostit. Copiii mă țin tânăr. Serialul mă ține cunoscut și apreciat. Televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și bună dispoziție.
Așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată. Asta e mare. Într-o frază, n-a spus nimic de mine. Acum îl întreb și o să spună COVID-ul. Nu știu despre ce e vorba, mă, frate, acolo. Băi, nu știu de unde. Fii atent, tu ai mai mult articole de-a lungul vieții tale. Da, da, și ce am zis? Eu l-am citit pe toate. Da. Practic eu sunt tobă de bobonete. Bobonete. Vezi că am o șenșilă pe care o cheamă tobă. Stai, 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 că, ca să-ți traduc. Bobonete's drums. Adică tobă de bobonete. Nu, nu, e tobă de aia de bobonete. A, bă, a glumit, a făcut o glumă. Râzi. Tobă de carte. Tobă de book, carte book drum. Tobă, tobă. Bă, expresia când zici că e tobă de carte. Da, așa. Asta înseamnă că e tobă, ne referim la drum sau ne referim la tobă lebăr? Tobă lebăr, că e în tobă și e plin tobă ăla. Uite. Dar am avut o glumă, tocmai asta e. Eu știam care e adevărul, dar am prins acum și de glumă, că trebuia să-mi explic asta cu toba, că nu știam exact. A, nici nu mai știi să glumești. Anulăm spectacolele de pe 18 și 19 decembrie de la Sala Palatului, pentru că, apropo, iartă-mă, s-ar de la una alta. Da. Zi-mi niște glume pe care le o să le spui la Sala Palatului, să le testez pe mine. Ia zi una. Bă, deci e una foarte tare cu mine, una, care mă duc la... Testează-o. Mă duc la... Dacă râd, ai succes, ia. Mă duc la Mamaia și vine să fac caca și veciu e foarte departe de unde știu pe plajă și aproape mă scap pe mine, dar nu mă scap. După aia... zi-mă... A, am asta cu războiul, cu ce s-ar fi întâmplat dacă era la noi, că Iohannes e mult mai încet decât Zelenski și vă dați seama ce se întâmpla, că trecea războiul pe lângă noi de mult. Se trezea când eram la al patrulea război mondial. Așa... După aia mai am una, asta când am fost la proctolog și față de acum 4 ani, că am avut și COVID de data asta la final, după controlul mi s-a și sculat puțin. Dar mai multe, mai multe. Ți-am zis doar 3. Bun. Ultimele două au fost bune. Au încălzire, pac. Bravo, bravo, bravo. Ce dracu mă știu și eu. Bun, să... bun, am bun. Uitat și la alții. Acum, din toate chestiile astea pe care le-ai cântat aici, tu știi muzică de petrecere? Normal. Zi o melodie pe care... La calul bălan, la calul bălan și șaua-i verde. Ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, nu mi-l pierde. Că l-am mai, măi, că l-am mai pierdut odată. Și l-am cătat, și l-am cătat vara toată. Păi că l-am mai, măi, că l-am mai pierdut odată. Și l-am cătat, și l-am cătat vara toată. Asta e una, dar dacă mă pui acum tarapul de la Virbălău. Virbălău. Tu ai în comun asta cu Mihai. Ce? Aveți amândoi, sunteți fanii tarafului de la Virbălău. A, oarecum, dar și muzică lăutărie veche, de la Fărâmiță, Lambru, la ce vrei tu, ascultam. Fii aici, i-am spus lui Mihai și acum văd și mai clar proiectul lui. Mm. Tu poți să faci, și am zis, băi, Mihai, tu poți să faci fierbinți, drăguț, ai aplauze, ai contracte. Dar să-l iei să-l pui pe altceva. Dar eu, acasă, când mă duc seara târziu, apăs și pun un vinil cu Mihai Wright. Când cântă în finala Vocii României, când mă... Na, 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 to be true, na, 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 na. Aia, aia e piesa lui. El cu aia s-a lansat. Suriu. Na, 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 băi, săracul avea emoții, nu mai știa niciun vers. Știu. Nu mai știa săracul zău niciun vers. Eu... Bă, da, știi care chestia? De fiecare dată de asta spun. Aveți o problemă de asta muzicală, mă chemați, vin free. Tu știi că eu fiind prietenul cel mai bun, eu nici nu mi-am dat seama că el a zis na, 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 na. Da, a fost originală faza asta. Foarte bine ce a cântat. Eu de asta nu cânte nimic. Pentru mine era, la final, da, o merită. Eu nu știu ce n-a câștigat el anul ăla. Putea să câștige. Da. Putea să câștige pentru că... Dai seama, concerte cu Lori, îl lua peste tot. Era Agurida și Aguridu. Auzi, mă, da. Ce mai? Lori zicea, aș vrea să fac cu el Mamma Mia. Da, da, da. Despre Mihai, Mamma Mia, here I go again. Da, 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 era el acolo. Nu, el zicea de... Na, 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 na. Ascultați, aceste versuri care vă vor unge la inimă. Da, da, na, 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 na. Dragii mei, din nou restabilim adevărul. Pentru că nimic nu-i mai important decât piesa care îți unge sufletul. Gestul ăsta. Pump! Pump the jam.
Astea, atenție, uite-te la cuvinte. Pentru prima dată facem cuvintele. Pump up the jam. Pump it up. Well, your feet are stomping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause the weather party's at. And you find that if you do that. I want no place to stay. Get the booty on the floor tonight. Make my day. I don't want a place to stay. Get the booty on the foot tonight. Make my day. Make my day. Atât de simple erau, mă. Astea erau. Deci niciodată n-aș fi crezut. Asta e ideea. Vezi revelația pe care ai? Uite-te la tine acum. Ai o față revelatoare. Pentru că ea nu zice awa, mem. Zice aroma. A place to stay. Get the booty on the floor. Eu ziceam ca tine. Get the booty on the foot tonight. Eu ziceam foot tonight. Dar aici e floor tonight, mă. Cred că la mine era așa. Pom, pompi, rap, paion, firom, turopi. Look to gemnes, pompi, pompi, rap, a little more. Catch you party on the next floor. How a place you say. Catch you fury on a fortune. Hai, fortune night. Tu ești fortune night, eu am zis foot tonight. Păi, o aveam din alta fortune night, adică că mai cântam alte melodii, balade de rock. Vezi că asta, unde e astea fortune? Tonight is the night, sau ceva de genul ăsta, nu mai tonight, la, nu o știu pe asta. Ba da, era ceva de la, nu de la Tina Turner. Tonight. Tonight is the night. The na-na-na-na. With you. Na-n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 a. Very good. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Stumbling in. Stumbling in. Stumbling in, asta era. Stumbling in, asta e. Da, mă, asta era. Deci astea sunt, deci câteodată e surea să scrie greșit, dar astăzi restabilim asta. Pentru că oamenii se uită, repet, floor tonight, nu foot nu, tonight. Nu, oamenii ne vede. Și asta e adevărat. Eu cred că începuturile pentru mine sunt foarte frumoase. Ai și telefonul, iubire? Telefonul meu? Începuturile sunt foarte frumoase. Da. The beginnings. Cum zice și în Casablanca. A kiss, a kiss, a kiss to Casablanca. A kiss, a kiss, a kiss to say goodbye. Casablanca, în film, filmul. În film, a. Ei, Casablanca, stay down. Nu. Casablanca, you are my love. Yes. Ei, deci, hola, Casablanca. Iar vis-a-vis... Yo te quiero, Casablanca. Nu e așa. Casablanca, por favor. Una cafecita. Începuturile sunt frumoase, mai ales dacă... Bă, Ciobi, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate și aia, vorba aia, vezi că acolo la domnul Horia, acolo la podcast, la lucruri simple, lucrurile nu sunt așa simple cum zice el. Ai grijă că te întreabă, de numai vezi tu ce răspuns pe acolo, ce zici una alta, că până la urmă te aștept aceea, dacă o fi, după aia veniți amândoi încoace și mai ne distrăși pe aceea și cu oamenii ăștia pe aceea. Hai, vă pup amândoi, dă nu vă vedeți. Du-te, bă! Du-te! Dumnezeu te-n burdă rai și n-o găta răpide, bă, omule, dar de unde ți-o țăpat ăsta din Dominicană numai, mă? Îi Zoli-i plecat în Dominicană, mă! Auzi, da, știi? Du-te, tu! Stă el puțin așa, zice. Auzi, stai, că mai fac una. Uite, bă, Ciobi, ce copaci au oamenii ăștia aceia, 4-5 metri încolo, fără frunze, fără alea, numai așa o smoc în sus, uite-te. Du-te, bă, deci, na. Deci, a fost Cătălin Namțu din Dominicană, mulțumim foarte mult, Cătălin, continuăm emisiunea asta, care mi-a dezvoltat limba ardelenească. Unde tu, mergeam. Cu el? Eu cu el, cu așa vorbeam, când intram, aveam spectacol de impro pe acolo și așa începeam să vorbim. Deci, fii atent aici. Eu am fost la spectacolele tale de impro. Am și râs. E greu să recunosc, dar asta s-a întâmplat. Hai că ai râs, că mi-aduc aminte de tine, că așa? Erai urs. Dar eu n-am fost la spectacolul în care tu cu Cătălin a stat vreo 6-7 minute într-un impro, fluierând. Da. Asta e o scenă care se întâmpla la cafetărie, la Cafe Deco, când avea Dan Chișu Cafe Deco la Teatrul Național. Cred că începuturile impro. Și el cred că era mama vrăbiuță și eu eram puiul vrăbioi sau tatăl vrăbiuță, nu mai știu ce ne-a dat. Așa. A, ba da, eram o familie, era mama vrăbiuță și eu eram tata vrăbiuță și Costel a intrat ca fiind copilul vrăbiuță care venea de la școală.
efectiv noi am luat de la public că informația. Da, că suntem vrăbii. Dar noi am jucat o scenă cu din viața normală a unor vrăbii care aveau un pui care venea de la școală. Problema e că eu am început să fluier când el era, cred că eu eram mama și el era tată. Și el venea în cuib și el când a venit în cuib eu am zis: adică acum se vine? Da, da, da. Și el mi-a zis: și am zis: adică ce n-ai înțeles de acolo? Unde e la mic? Am mâncat, băi. Publicul, băi, a durat foarte mult toată treaba asta. Publicul râdea. Deci noi am avut glume fluierând, mă. Deci cum era asta? Mi se pare genial. Unde e ăsta micu? A, bă, și râdeau, ăsta micu, bă, nu mă, de cum... Bă, râdeau, mă, deci râdeau, au înțeles limba, deci a fost genială comunicarea atunci, da. E o scenă întâmplată de mult. Într-adevăr, fațele astea sunt cele mai tari. Și mi-aduc aminte și de Costinești, când administratorul locului zicea că n-a avut niciodată vreo atâtea mii de oameni acolo la spectacolul vostru. Mamă, eu mă mir când n-a căzut atunci, arăta foarte rău. Nu știu acum dacă s-a mai investit vreun ban. Vorbim acum de teatru de vară de la Costinești, nu? 2000 și ceva. Da, era ceva... Au stat pe garduri, adică mi-aduc aminte că erau pe garduri și mi-am adus aminte de mine la Costinești când am fost să merg și am văzut Vacanța Mare, că am stat tot pe gard la rândul meu atunci și cred că a fost chiar în anul în care a murit Sava. Ideea e că nu înțelegeam cum încape atât de multă lume și asta s-a întâmplat după ce prezentasem sau aveam un scurt setup. Craveanu prezenta, Vlad Craveanu, cu Noaptea Devoratorilor de publicitate a lui Chișu și a lui Bursico. Și eu aveam un moment de stand-up despre reclame. Și făcusem atunci, dar nu era atât de plin la Noaptea Devoratorilor de publicitate. Când am fost cu stand-up-ul sau cu impro, doamne, am zis că nu e adevărat. Deci era nebunie. Până în Sala Palatului. Asta a fost cel mai mare spectacol al nostru până la Sala Palatului. Da, da, trebuie să știe și lumea că existau și începuturi. În drumul taberei când voi mâncați slănină. Da. Mâncam stărină și era să murim dracu de la niște labor, nu știu ce era, de era uitat acolo în frigider. Cârnați. Bă, nu știu ce erau, dar erau de mult și am băgat în cuptorul cu microunde și era să... Unul la mână că au explodat în cuptorul cu microunde, dar miroseau atât de rău, încât cred că 4-5 etaje le-am evacuat din bloc. Când s-a întâmplat asta? Nu mai țin, atunci, în perioada aia, să fi fost 2004, nu știu, 2003-2004. De ce nu ne-am întâlnit noi? Aveam eu acasă. Uite, îmi pare rău că ne-am întâlnit. Tu aveai, de la Brașov, de la aia, eu stăteam cu neamțul. Deja aveam 10 ani de televiziune, eram... Nu, treabă, am făcut să-i teleorobingo. Noi eram veniți, eram cu Pluta, mă. Stăteam într-un apartament cu 3 camere al Mirunei și una dintre camere aia după mijloc era închisă. Cheia niciodată n-am știut ce era. Bă, dar știi cum? Deci, ce cam filmul ăsta. De camera asta nu vă atingeți deloc. Da, nu vă atingeți de camera asta. Neamțul era gras, avea canapea, avea forma lui. Nu putea să doarmă niciun alt om acolo pentru că îți rupeai coloana. Ai dreptate că acum eu știu de slab. Da, era Adida ceva... mai... Și ne uitam la Dan Diaconescu și intram în direct. Nu cred, nu. Ne uitam la Dan Diaconescu. Nu cred așa ceva. Nu cred. Și începe o emisiune și scria mare pe ecran: Moroi, fantome și pricoliți. Ora 12. Neamțul în camera lui, eu în camera asta, între noi camera de 3 locuri, telefonul, fiecare în camera lui cu telefon fix. Și mă uit acolo și avea Dan Diaconescu, ce invitată, doamna Elena, cu o ansă, cu o tablă de aia, cu doamna Elena, care era ansista șefă, domnul Cutărescu, parapsiholog din lumea nu știu care, nu știu ce, și încă unul care era în dubii, ăla nu se știa, era ca din Office, personajul știi ce face. Și Dan Diaconescu și problema lor era în seara aia, să sune oamenii, să spună de evenimente paranormale întâmplate, să se trateze, să vedem dacă există moroi, pricoliți și fantome. Bă, fantome știam, moroi știam, pricoliți și abar n-aveam despre ce vorba. Bă, și la un moment dat, uitându-mă acolo, văd pe ecran acolo că apare Cătălin. Îl luăm în direct pe domnul Cătălin. Spuneți, domnul Cătălin. Și zice că domnul Cătălin zice: domne, că am o problemă, că eu cred că
mă bântuie spiritul nevastă mea sau nu mai știu ce, care a murit, Dumnezeu să ierte, dar de ce credeți treaba asta? Zice diaconul și el zice, domnule, îmi dă draperiile jos, eu când-s plecat la muncă, eu stau singur și găsesc draperiile date jos. Eu le pun, găsesc draperiile date jos. Și aia cu ansa, stați așa să luăm, băi, mi se părea mie că-i cunosc vocea, știi? Și bă, ce trec, cât mă duc pe hol așa, l-auzeam pe neamțul. Da, domnule, și dă draperiile jos, bă, zic, nu se poate așa ceva. Am sunat și eu, pe linia e la altă. Apărea jos acolo. Imediat luăm pe domnul Mihai în direct. Da, spuneți. Domnule, zic, am o problemă, a murit bunică mai de 2 săptămâni. Zic, nu mai ce ai, să-mi face hainele, mi le încurcă între ele, nu știu, și aia serioasă, cu ansa, zice, ce mă îi plăcea să mănânce ei? Mâncare de prune. Să-i dați mâncare de prune de pomană, că altfel pleacă spiritul. La care neamță din partea aici, Cătălin, sunt domnul diaconesu, da. Dacă dă mâncare de pomană și stă în bloc, nu se mută fantoma la celălalt care îi dă să dea în alt bloc. Aia cu ansa, nu știu asta, bă, deci o demență, ăia ne ascultau. Am închis telefonul, dă-i râs, bă, nenorocitule, tu erai, m-am prins după voce. Când ne uităm, domnul Adrian era în direct, ia zic, hai să vedem, vedem și unul de-ăsta dement, care chiar o avea. Real dement. Domnul Adrian avea o problemă, că se visa pe un deal cu mireasa și când dădea voalul după mireasa, avea față de cal. Și eu zic, domnul Adrian, da. Mă zic, ia sună, mă, ia formează numărul lui Horobeț. Era Horobeț. Nu cred, bă, bă, nu care ne-a cred. Auzit. El ne-a auzit și a sunat și el. Nu cred, bă, 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 când v-am auzit, mi s-a făcut poftă. Am vrut și eu să sun. Aoleu. Horobeț care se dea la câteva blocuri mai încolo. Nu mai pe buzoi. Incredibil, bă, incredibil. Da, și aveam asta. Sunam la Dan Diaconescu, ne-a mai băgat. Tot felul de probleme. Da, bă, ce să eu n-am, nu mă uit la Diaconescu. Adică de fiecare dată când mă întâlneam la concerte, pe vremea respectivă, și mă uitam în orchestră, zic, de ce îi cearcă la ochi? Tu, de ce cer? Mă uit la Diaconescu. Păi ce să vezi, cum se bate ăla cu otomac, cu momac? Nu, dar nici nu erau multe variante. Noaptea și te uitai câteodată, atât de halucinante erau subiectele și oamenii aia, erau personaje apărut din alte lumi, încât te fascinează. Eu să știi că am momente în care mă uit la lucruri prost făcute, pentru că sunt fascinat de cât prost sunt făcute. Cred că știi cum se numește asta, din punctul meu de vedere? Este fascinația penibilului și a stângăciei. Pentru că dacă faci lucruri perfect, există cele două părți opuse. Faci un lucru perfect, Hugh Jackman, pac, perfect. Da. Și în partea altă, o tâmpenie. Dar o tâmpenie care mai e și regizată, iar stângăcia reiese clar din cadru. Și atunci zici, formidabil, așa ceva. Băi, e ca la muzică. Nu știu, acum să mă contrazic. Eu am înțeles că atunci când se face pielea găină pe tine, unul dintre muzicieni falsează atât de tare încât urechea... Nu, e perfect. Nu falsează. E perfect, dar urechea nu poate să perceapă și atunci nu știu ce, că urechea noastră nu e făcută să perceapă sunetul perfect. Așa am înțeles. Da, dar... Că atunci se provoacă... Eu mă gândesc că atunci când vezi un lucru prost... Dacă e atât de prost făcut, e deja perfect în prostie și asta mă face să mă uit. Păi da, mă, dar asta e piele de găină, da? Da. Hugh Jackman, da? Da. Când cântă unul perfect. Minunat și este înălțător. În partea cealaltă vine un jazz. Cum era aia cu... Așa, prima dată când am văzut, am zis, nu se poate, am râs în același timp, m-am uitat până la final, pentru că prostia, într-adevăr, da, trebuie să... Da, depășești orice limite exact și nu te întâlnești cu ea. Dar nu eu mă refer acum la chestii pe care le văd, adică eu am grup cu Mihai, cu fratele meu, în care dau, zic, dă urgent pe TVR sau nu știu, când văd, da, trebuie da, să da, vezi da, momentul da, ăsta, da, da, că e ireal, adică la deci, modul ăsta. Eu în fiecare zi... Dar mă fascinează. Ne asemănăm la faza asta, în fiecare dimineață, balez, băi, tată. Sunt niște posturi din... Bă, dar erau la un moment dat când am avut eu pneumotorax atunci, stăteam în spital și îmi făceau un cocktail care de analgezice ca să nu simt tubul ăla, că aveam un trup de drenaj. Și la un moment dat mă găsea frate mi seara, eram pe o televiziune no name și mă uitam la Stelian Fulga, sau nu știu cum îl chema, care vindeca oameni cu pietroaie. Bă, eram fascinat că și analgezicele alea îmi făceau ceva și vreau să intru în direct să vorbesc. Deci eram, nu se poate așa ceva, nu cred. Eu nu e vine. Oameni vindecați de pietre. Litoralul românesc nu ți este străin. Aș putea să spun că Vama Veche este jumătatea ta, sponsorizată, de-a lungul decenilor. Bă, oarecum, da. Așa. Bine, normal că...
Acolo sunt multe lucruri frumoase de făcut. Mai ales că pe 1 mai 2006. 2006. A fost primul festival cultural de la Vama Veche. Aolo, da, Gate to Freedom. Nu? Când s-a rupt 7000 de oameni au fost. O căruță. Când s-a luat curentul și a trebuit să scurta spectacolul. Să scurtăm spectacolul. Cum ați făcut erau voi spectacolul? Păi, a fost o nebunie cu niște bani după la Red Bull, cred că aveam. Și am făcut un spectacol Gate to Freedom, cânta Mărgineanu, noi făceam un show de impro, s-au strâns toți oamenii pe plajă, pe la Stuf, cred că eram, și erau oameni care erau și în stradă, nu înțelegeau, pusem o scenă uriașă, a fost o nebunie, nu mă întreba de ce și cum și nu știu câți bani am făcut noi din treaba asta atunci. Cert este că atunci mi-aduc aminte că din backstage-ul acestui spectacol pot să spun un singur lucru și nu o să dezvolt. A fost pentru prima oară în viața mea când am băut Jägermeister. Așa. Într-o cantitate industrială. Și am plecat a doua zi și am stat în spate într-un Nissan Navara până la Constanța, unde aveam întâlnire cu niște ștabi. Și ne-am pus la o masă, iar am nimerit lângă Neamțu, la perete, lângă noi scaune și nu se putea ieși. Și a fost un moment tragic. Ai... Da. Nu, no, am. Oh. Erau niște scaune cu perne bej și eram îmbrăcat într-un short de baie galben. Oh. Neamțul era lângă mine și am stat până au plecat oamenii care nu vreau să plece. Oh, tocmai că... Și am stat... Băi, nu vrei să știi și cum am traversat toată grădina aia de vară printre oameni cu pernele lipite... Și Neamțu, care le zicea, deja nu mai era prietenos și le zicea, da uite-te morții mătii în altă parte, ălora. Și m-au cărat până la București în spate, în Navara, pentru că, ce dracu să zic, ăla a fost festivalul Gate to Freedom, chiar a fost Gate to Freedom. Și ce follow-up ați avut și cu feedback? Yeah. Oh, feedback-ul a fost, a fost, cum zicea cineva, pro. Bă, deci nu vrei să știi, a venit foarte ușor. Ca o adiere. Și după aia... E bă, da, aduc aminte de Neamțu, care Neamțu a zis... Eu mă îngălbenisem oricum, pentru că... Sau de rușine sau de durere, bă, de era, burtă? Consumasem foarte mult alcool, eu nu știam că ăsta e și digestiv. Pur, și așa nu știu ce. Păgătiv. Una, mână, efectiv mă c***am pe mine la masă cu ea. Și ți-e rău, când se întâmplă treaba asta, nu vă închipuiți că o faci de plăcere. Nu, sau, ce efectiv te... Poți să mori. Adică efectiv se scurge viața din tine. E diarie, frate, te dezintegrezi la modul. Și cu stres combinat era nenorocire. Și Neamțu, știu că își luase niște paste. Băi, țin minte toată viața mea. Și Neamțu, eu n-am apucat să-i zic. Eu am rămas fix. Și Neamțu era plecat. Și Neamțu făcea așa, la parmezan. Nu știa de unde vine mirosul. Și eu eram aici, l-am bătut așa, zic, nu mai miros aia. Zice, dă, miros, ce fac, căcat? Și am zis, hai că... Și că vorbim mai. Da! Domnii de la Constanța și doamna. Și Răzvan, dacă am putea să vorbim astăzi despre un proiect pe care... Nu, Răzvan, nu mai vorbim niciun proiect. Eu nu mai vreau să fac nimic niciodată. Și Neamțu, care încerca să-i zică lui exact cum ești tu în interviu ăla, deci el se lăsa pe spate, zicea lui Răzvanu Stoianu, săr. Deci, ăia de față, mă, tu ești nebun, oamenii erau acolo și ăsta făcea... Și ăsta Răzvan făcea... Din punctul nostru de vedere, cred că au fost mai mult de 7. Ce s-a întâmplat? Și Neamțu făcea... Mă, Și știu că a făcut asta, deci după ce și-a aflat că mă căcasem pe mine, a făcut gestul ăsta cu pastele. Adică pe genul, dar nu mai mănânc aici. Dar nu, nu-i bună mâncarea. Dar jur și i-l-am tras înapoi și a zis, pune mâna și mănâncă, că ți-ai luat, eu n-am apucat să comand nimic. Mănâncă, mă dai de gol, dacă nici nu mănânci, ai mirosit-o parmezanul ăsta. Servesc pe Neamțu cu aia, cum... Mânca, dar și întors așa la mine să-mi țină și spatele cum ar veni. Doamne, ce a fost horror. Și gândește că în momentele alea de șoc și groază te gândești ce poți să faci.
să reduci damage-ul, să, cum poți să ieși dintr-o situație asta? În primul rând să termini discuția. Bă, cum faci la o masă cu 12 persoane lipit de perete, nu poți să ridici pe nimeni, te-ai căcat pe tine, ești îmbrăcat sumar, pernele alea sunt și beja, a trecut prin ele de mult. Ce faci? Cum te scuzi? Te ridici și zici, mă scuzați, m-am căcat pe mine. N-am știut. Știi? Nu ai cum. Și m-am gândit la toate variantele. După aia, cum? Unde mă spăl? Nu erau dușuri. Nu vrei să știi ce sau cum s-a aici, întâmplat. Dacă erai musulman, aveai o... Că, pentru că știi că au duș la baie. Da. Vezi? Da. Păi vezi, băieți deștepți. Eu cred că trebuie să... Gata cu ortodoxismul. Da. Hai să... Iertați-mă, noi o să gătăm acum o melodie, dar voi trebuie să pregătiți două pahare de vin. Nu mi-a spus nimeni de vin. Păi da, unde-s ăsta? Unde-s paharele? Să dăm și noi. Dar nu vrei să rămânem la apă, aqua carpatică, e foarte bine. Ba da, sigur, rămânem. Rămânem la mulți ani, să trăiești la mulți ani. Pe dietă. Deci fii atent aici. Ce piesă cântă Jessica J? Casablanca. Bravo. Ai câștigat dreptul de a transporta aceste... Nu te grăbi. Deci este foarte grea piesa asta. E numai câte cuvinte are. Fii atent câte cuvinte are. Deci, tradun primul vers. No. Am zis să restabilim adevărul. No. I fell in love with you watching Casablanca. Tradu primul vers. M-am îndrăgostit de tine uitându-mă la Casablanca, la film. Băi, nu știu eu engleză. Știi mai engleză, mă? Bagger of the drive-in, showing the flickering light. Pe ultimul rând, la drive-in, cinema urla la cu mașina, cu lumina care flicărea. Uite așa, popcorn and cokes. Bine ca the star, bine the stars. Adică popcorn și suc above the sky. Sub stele, da? Became champagne and caviar. Au devenit... Oh, da, deci popcornul și ăsta au devenit making love on a long hot summer night. Acum asta e making love on a long hot summer night. Bă, deci de cum s-a dus fata asta de la cinema ăla acolo, de a ajuns să facă dragoste într-o... Iubire, ai auzit și tu în engleză ce zice Nenea Bobo? Vecinul nostru Nenea Bobo, ai auzit ce bine știe engleză? Octav l-a învățat. Atenție, nu te grăbi. Fii atent, Jessica J. Ea începeam o mișcare. 2, 3. I fell in love with you watching Casablanca. Back row of drive showing a flickering light. Perfect. Popcorn's got beneath the stars. Became champagne and caviar. Making love a long hot summer night. Perfect, băi, știe, băi. I thought you fell in love with me watching Casablanca. Bun. Holding hands in the battle of fancy rigs, candlelit cafe, hiding in the shadow from spies, Moroccan blonde light in your eyes, making magic at the movies in old Chevrolet. Oh, it's in Casablanca, but a kiss is not the kiss without your sign. Please come back to me in Casablanca. Și acum... I love you more and more each day as time goes by. Bă, oricum, tu nici n-ai cum să cânti. Că m-am gândit la asta. Tu, indiferent cât ai vrea să cânti de bine, atât timp cât e unul lângă tine care cântă foarte prost, bă, n-ai cum să bine, cânti. Tu cânti bine, mă, tu cânti bine. Bă, tu cânti bine, fii atent. Și acum, ca să facem paralela artistică, da, culturală, I love you more and more each day as time goes by. Ce vrei să zici? 1941, Casablanca, da. Humphrey Bogart. As time goes, a kiss is just a kiss. You must remember this. Ah, a sigh, da, is just a sigh. The world will all go love and love. As time goes by. Ai înțeles? As time goes by. Da, gata, știu. Totul legat aici. Da, mă, da. Îmi spui... De la, ea a furat de la el. El a furat de la ea și ea de la ea, de la el. Vreau să-mi spui sincer, cum ai fost tu răpit de extraterestri? Care dintre răpiri? Mai exact, la care dintre răpiri? Îl întreb acum pe nasul. Băi, neamțule.
da, dar atunci n-am fost răpiți de extraterestri, am fost răpiți și duși pe planeta Absinthia. Așa se chema. Continua. Ne-am întâlnit cu un prieten de-al nostru care făcea absint la el în baie și-l vindea la vama veche prin toate barurile. Ne-am întâlnit cu el pe autostradă. Era cald, 60 de grade. I se stricase mașina. Eu cu neamțu conduceam un Damas. O mașină mică care de câte ori trebuia să vireze el la dreapta, eu trebuia să mă pun într-o dungă, pentru că noi cântăream mult împreună. Iar Damasul era mic. Și noi eram mari. Și noi eram mari. Și am zis să-l ajutăm pe prietenul nostru să ajungă cu licoarea magică în vamă. Și dânsul, după ce l-am ajutat, ne-a lăsat o sticlă de licoare magică. Absint. Făcut în cadă la dânsul. Nu cred. Cald afară, absintul cald, noi mari, am zis să bem un dop, să vedem fie ce-o fi. Că doar nu ne opri poliția la cernavod. Absolut. Am băut un dop, am băut un alt dop. Și cerurile mi s-au deschis, o rază de lumină a coborât pe noi. Zic eu, cert este că a doua zi ne-am trezit dimineață, în porumb, unul într-o parte, unul în altă parte. Ne-am trezit cu hăp, hăp, și s-au auzit în altă parte, hăp, hăp, și ne-am vorbit unul de altul după sunet. Și aleluia! Da, și ne-am era în chiloți, eu aveam tricou rupt și în pantaloni și ne-am scuturat așa de nămol. N-am zis nimic unul altuia și am zis, mergem? Hai, hai. Am urcat în mașină și am plecat și am urcat a doua zi. Nu știm ce s-a întâmplat. Incredibil. Nu știm cine, cum. Cert este că ne-au adus înapoi. Incredibil așa ceva. Da, da. Am fost furat. Eu singura dată când am fost într-un lan de porumb, voit, a fost când lansam piesa, septembrie luni, acum vreo 15 ani. Și la un dat eram prin țară, prin turneu și am luat telefonul și nu aveam semnal. Și m-am dus printr-un lan de porumb până când am găsit semnal, la mijlocul lanului. Bună, Horia! Ești în direct la radio! Mă bucur foarte mult că sunt aici! Astăzi lansăm piesa, septembrie luni, sigur că da! Deci dacă vedeai cum stăteam între porumb și septembrie luni, vreau să făcând și piesa, ai vrea doar să alungi porumbul, să te uite așa. Au fost niște fază. Asta e legătura mea cu porumbul, ca să simpatizez cu povestea ta. După toate poveștile astea ale tale, care sunt, au fost pline de însemnătate, dacă acum ar fi să te duci într-un spectacol, cum ar fi de ăsta, Survivor, de ăsta, un expres de ăsta, o asie, o nebunie, o aventură, care ar fi primii doi oameni pe care ai lua lângă tine în stânga și în dreapta să fiți cei un trio imbatabil? În afară de Andra, evident. E greu. Deci pe mine, unu, perfect. Nu, nu. Nu mai lua pe mine nicăieri. Pe cine ai lua? Pe Cătălina? Acum mă gândesc. Nu o să vină Cătălina, care are grijă. Nu. Tu te gândești care știe, are mai multe skill-uri de supraviețuire. La asta te gândești, probabil. Aș lua doi bătrâni cu mine. Păi unu. Nu, iar mai vorbește. Zici, chiar cine? L-aș lua pe David Neacșu, alpinist. Aha. Și pe Mihai Mărgineanu. Explică-mi al doua alegere. A doua alegere e că dacă de obicei în show-urile astea nu ai bani și trebuie să descurci cu foarte puțin bani și să obții servicii de la alți oameni fără să-i plătești. Și mă gândesc că Mărgineanu are skill-uri foarte bine să facă rost, să reducă ori într-o parte în alta pe bani puțin sau poate chiar să ne dea bani. Că scoate el o chitărușă de-aia, un ukulele de undeva din... Și când zavala-i dânga și pac, le-am luat banii la aia, indiferent că este mânarea mea, știe? Iar David Neacșu pentru tot ce înseamnă lecții de supraviețuire în orice fel de condiții. Să știi că ai împărțit bine sarcinile, mi-a plăcut chestia da, asta. Da, și ar fi bună și o fată. Dar cred că găsești și pe acolo. Găsești, dar devine ce țară e, că acolo nu știu dacă e fată sau băiat. Nu știu, am acum în cap, nu mai alea acum te Thailanda. Duci în Thailanda imediat, păi te-am da, prins. Acolo sunt și mail-uri.
Am și eu telefon la fel. Ciorii, mi-ai zis că te-ai plâns, că Bobo nu bea, nu mănâncă. Păi și na, că nu bea, nu mănâncă. El oricum niciodată nu bea, nu mănâncă. Că, da, îl vezi, știu, te-ai referit că e gras, că nici tu nu ești foarte slab, stai liniștit. Iată. Vă zic eu ce aveți voi de sunteți așa mari. Sunteți plin de talent. Oh, înțelegeți? Oh, mai drag. Ăla-i talent, adică să nu creadă lumea că sunteți grași, sunteți plin de talent. Da, el slab. Da. Și astăzi este despre tine, om frumos, Bobo. Oh, te pup. Să fii sănătos. Fie ca lumina sărbătorilor să... Da. Aia e. N-am ce să zic de Bobo, știu, tu vrei să zic ceva, să-l pun într-o poziție mai nasoală. Da! Cum, că e fratele meu și na, îl iubesc. Wow, pupinici. Să fie sănătos și vezi că stai la masă cu regele podcastului. Da? Podcastului nici nu există ca și cu... Podcastului, asta e. Și învață, învață, întreabă-l pe regele, care-i treaba? Cum faci, Bobo, de-ți merge așa bine cu Da Bravo ăla? Aia e, astea, secrete de la el. Nu de la mine, că eu, nu, eu sunt, na, în calitate de invitat și de dat cu părerea, pot, da. Dar unde fie la aici să audă trenul ăla pe fundal sau mașinile? Bobo, te pup pe mustăcioare, umfli, te pup, pa. Te-a pupat vreodată pe mustăcioare? Cred că, dracu, nu am fi pupat și pe mustăcioare. Uite că zice bine. Vreau să te întreb despre podcast. Ia întreabă. Care a fost cel mai incomod invitat? Toți. Toți m-am mai enervat. Fără doar și toți. Cine m-a sus pe mine de energie de azi? Adică m-a terminat de la să leșin. Pe bune, a existat așa ceva? Da, am avut pe cineva de m-a terminat de energie, dar a fost... M-a... Sper să nu spui asta despre mine când terminăm întâlnirea asta. Nu, aici ați invitat, nu, pe cineva. Mi-e greu acum să mi-aduc aminte, dar am avut câteva episoade, câțiva invitați. De obicei, oamenii care acceptă invitația, dar îi văd că vin și o fac pentru un anumit... Cel. Da, un anumit lucru. Cum a fost Strunilă care a venit să-și promoveze filmul ăla. Aha. Cum a fost, dar nu mai țin minte, am avut niște oameni care efectiv am crezut că... Nu mai știu, am avut niște momente cu ceva invitați în scapă, cum ți-aș fi zis. Și n-ar mai, dar care m-au secat de energie, adică efectiv mă uitam și nu știu dacă știi pe Colin Robbins, dacă te uiți la serialul What We Do in the Shadow. Sunt niște vampiri și printre care e și un vampir energetic. Colin Robbins de omoară pe ea când vorbește, adică îi vezi pe ea că lasă ușor capul, care aia-s vampiri, vampiri, adică ea suc sânge și el stă în aceeași casă cu ei. Când vorbește Colin Robbins, vampirii normal mor. Că vampirul energetic termină pe oricine. Înțeleg. Și am avut niște invitați așa, dar am făcut față până la urmă. Am montat, frate meu. M-am montat mai viu așa. Mai... Da, da, că am văzut... Da. Apropo, am văzut asta că... Deci eu am avut o lege de când am început și mi-am dat seama pe parcurs. Dumnezeu, aici sunt doar în tricou ăsta negru. Dar eu l-am văzut pe Bobo, că vorba aia este regele podcasturilor, l-am văzut pe Bobo, ba punându-și o vestă, ba punându-și o cămășuță, dar de fiecare dată, de fiecare dată, expresia ferchezuit, o știi? Da. Asta era. Acum ești ferchezuit. Sunt tot timpul ferchezuit. Ești un fel de metrosexual. Se iau copii și nu știu ce înseamnă. Lasă. Eu sunt centimetrosexual dacă mă iei pe mine. Nu cred că sunt metrosexual și care e metrosexual ar trebui să se controleze. Îți dai seama, deci... sunt oameni care dor tot timpul că se duce sus sângele în metru ăla. Ideea e că așa mă port tot timpul și eu și la fotbal mă duc. Dar așa. Nu ai fost așa din toate vremurile pe care... Acum 10 ani aveai stilul ăsta de... Tu te-ai schimbat în 10 ani de zile. Nu, ba da. Mai bine de 10 ani. Nu, tu n-aveai așa. Aveam freză, mă. Dacă spun că am freză, crede-mă. Deci pe freză sunt folosesc de mult timp toate briantinele. Briantină, da? Da, da, da. Înainte de... De fapt, înainte de 89, la 10 ani, nu aveai tu ceva legat de păr. Nu. Spun eu, când s-a întâmplat Revoluția, m-a prins la 18 ani și nici atunci n-am înțeles că pentru a sta părut, nu stă dacă îl dai cu apă. Și au fost niște procese de conștiință foarte puternice și niște experimente care m-au costat fire de păr. Apă, zahăr, chestii, tot ce se... Melasă. Bere. Era... Ține. Melasă ai pus? Melasă. Nu m-a lăsat asta cu melasă. În orice caz vreau să spun că
Dar Bravo este, practic, suntem la singurii doi oameni din peisajul ăsta al zecilor de podcasturi care mai pun ceva pe masă. Bă, frate, inviți omul, îl pui să vorbească, omul dă energie, istorii personale, glume, conținut, ca nu știu ce. Ia o apiță mică. Băi, dăm să am energie, că aici e vorba de o emisiune de televiziune, ce să mai podcast? Dăm să am energie, ceva. E, la faza asta suntem singurii care pun ceva de mâncare pe masă. La mine au început să nu mai mănânce, nu mai mâncăm atât de mult, cu toate că partenerii mei sunt tazi, cum ai tu, Aqua Carpatica, așa mai departe, eu am tazul și Kauflandul, dar... Și Culto, da. Așa. Ideea e că nu mai mănânc în timpul podcastului. De ce? Păi eu nu mai am voie să mai mănânc, că m-a asasinat frate meu, că se aude în microfon când... Asta, uite, da, trebuie să mănânci așa. Și nu poți cu invitat, uite. Eu vorbesc, Horia, mă bucur că ai venit la mine la podcast. Și vreau să te întreb... Că e microfonul aici, știi? Vreau să te întreb când ai următorul concert. Nu merge. Se aude urât în microfon. Se aude urât, ia. Și ce... O frumoasă așa la Palatului. Da, frumoasă așa la Palatului pe 18 și 19 decembrie. Băi, fii de zicea. Am vrut să spun asta de mult, iată. Omule, jur și nu îmi spune nu. Tu ai voce. Stop. E una, ca să înțelegi. Nu mulți artiști pot să aibă presiune pe microfon cum ai tu. Mi-ai demonstrat din aur când ai cântat Oltenia. Ești perfect. Fă și un moment muzical. Unde, la Sara Palatului? Da. Nu. No. De ce nu vrei? Că stand-up comedy e stand-up comedy. Dar știi foarte bine că stand-up-ării ăia de afară au făcut momente și muzicale. Unii dintre ei care aveau calități și care au vrut să facă, să ducă acolo. Dar și tu ai vrut. N-am zis să cânți un concert. N-am zis să mă chem pe mine. N-am băgăbut la probori. Fă tu o chestie. Nu, pentru că indiferent cât de fain ar fi, tot halucinant ar rămâne. Poate asta vrea publicul? Te-ai întrebat vreodată? Că asta vrea publicul? Mai stau. Nu mă apuc de asta. Și sunteți alții mai bine pe muzică. La Sala Palatului. E vorba de glumă. Nu merge mă nici în glumă, nu. Dar eu fac ce știu să fac mai bine. Păi adinaure mi-ai dat... Păi am cântat pentru că eu am știut că vin la tine la podcast, am văzut câteva episoade de ale tale, am văzut că lumea cântă, invitații cântă. Eu am venit, știam că o să cânt, n-a fost pentru mine o uimire. Întâi intră rim. Nu te apucă, asta e. Asta e, calbul dinainte de furtună. Calbul dinainte de furtună. Ușor. Uite, toată lumea, uite-mă cum. Uite acolo. Davi la ce e, mă? La tamburină. Vime la tobă. Marius la tot aici. Ne acordăm cu tonul grecu. Atenție. 2 și... I took my baby on the Saturday bang. But is there a girl with you so you're not the same? Now I believe in miracles. Miracles that happen tonight. Da, na, na. But if you are thinking about my baby. But if you think about my baby, it don't matter. If you're black or white. Yes, baby. Asta e cel mai greu să cânt. Sensațională. Nu te grăbi. Mai de din cap din când în când, mai făcut în serial. Și they print my message on a Saturday sun. Foarte bine. I had to tell you there a second to none. And I told about quality. And it's true, and it's true. Either you're wrong or right. But if they think about stai. My baby. But if you think my baby, if you don't matter, black or white. Foarte grea asta, nu? Michael Jackson. La Michael Jackson. Elvis, dacă îmi dădeai pe Elvis, sunt bine. Elvis, ești nebun, ia fii atent aici. I give a letter to the postman. He put it on his sack. But an early next morning he broke my letter back. You know about it. Return to sender.
Address unknown. Return the sender. Hai, mă, că știu, pe Elvis, pe bravo, Elvis mă. Știu. Dar știi că eu am înțeles foarte târziu în viața mea, după 30 de ani, ce înseamnă return to sender? Știi ce? Dar să știi că și eu înțelegeam return to surrender la început. Și după aia ascultând versurile că el i-a dat scrisoare și s-a întors și că nu știu ce, mi-a dat seama că poveste de dragoste acolo. S-a întors la... Da, foarte bine. Da. Cele 10 întrebări! Te rog. Asta că am ajuns la final. Aproape de final? O să iau copiii, mă. Nu. Tavi și Maria te întreabă... Pardon? Următorul lucru. Te rog. De încălzire. Monica Bellucci sau Monica Bârlădeanu? Monica Bellucci. Te pup, Monica Bârlădeanu. Care sunt cele mai bune trei lucruri de făcut în weekend? Să stai cu copiii și cu familia. Bravo. Să-ți vizitezi părinții sau să mergi la pescuit. Guvernator al Deltei Dunării sau director la Disneyland? Director la Disneyland. Guvernator al Deltei... Director la Disneyland. De ce? Păi știu pe toți foștii guvernatori ai Deltei Dunării și li s-a albit părul acolo, credem. Dar știi care e cea mai mare problemă a Deltei Dunării? Că bizar. Care? Șacalii. Crede-mă că-s braconierii, dar în fine. Șacalii sunt, nu sunt, sunt pe uscat. Eu vorbesc de Delta Dunării pe apă. Ah, vorbim de două lucruri. Da. Braconierii și șacalii. Am înțeles că s-a dat voie, ai voie să-i mai împuști. Totuși. Nu știu, n-am auzit de asta, dar verific. Partenerul ideal de pescuit este cel care? Cel care știe să lanseze fără să-ți bage ancora în ochi. Să lanseze, nu-ți intre nicio ancoriță de aia în ochi, să nu te apuce de sprânceană, de ceva. Ai primit asemenea... Surpriză? Nu cred. Eu n-am primit, dar am văzut cazuri celebre. Pe aceeași idee, linguriță sau wobbler? Wobbler. Ce e? De fapt și linguriță. Linguriță mai mult. De ce linguriță? Acum wobbler. Sau linguriță? Oricum, și linguriță și wobbler. Nu-mi lipsesc niciodată asta. Adică pot să mă cauți de spinnerbait-uri, n-am niciunul. Sau, nu știu, n-am gume. Gume sau spinnerbait-uri, nu am. Dar tot timpul am linguriță și wobblere. Spinnerbait este o chestie care chiar arată ca asta cu un cârlig în cap și are foarte multe fire așa de plastic și imită un pește care este urmărit de un alt, de un alt banc de peștișori care vor să-l mănânce. Aha. Atunci vine la mai mare care vede că ăla nu știu ce și e foarte colorat și face frumos. Oh. Ce e mai plauzibil? Mihai Wright să câștige un premiu Oscar sau tu să prinzi o ștucă de 10 kg? Doamne ferește, e mai nu cred că ba stai da. Să te gândești la asta. Ba da, mă, ba da. E mai plauzibil să prind eu, știu că de nu. 10 kg. Da, băi. Păi să spun de ce. De ce? Pentru că Mihai este un actor foarte talentat și nu știu ce rezervă viața, pentru că acum are 42 de ani. Dar poate să câștige un Oscar dacă va învăța limba engleză și va alege de parte. Atunci el poate fi un actor care să câștige mai repede decât mine premiul Oscar. Și după aia cu ștuca, iar. Iar el nu e Wright, e Wright, pentru că numele lui vine de la Wright și Sinai, de la cei doi sfinți. Te înșeli în muzică, el este un muzician desăvârșit, el vine de la All Right Now. Ah, ok, ok. Atunci, da, deci da, da. Deci fii foarte poate, atent. Da, noi da. Ne batem în etimologie. Dar sună bine și Mihai Wright. All right now, baby. All right, Mihai. Yes. Merge, merge. La 60 de ani, te vezi cârciumar în Fierbinți sau proprietar de pensiune la Mila 23? Nu, frate, la 60 de ani n-are legătură cu nimic din ce ai zis tu. Dar ce are legătură? Mă văd undeva plimbându-mă prin lumea asta cu nevastă mea, fără niciun fel de grijă. Și să mă bucur de toată munca asta de până la 60 de ani cât ai studiat. Eu cred că mai devreme. Asta înseamnă că... La... Nu mi-aș face nicio pensiune la milă. Că n-aș mai sta să muncesc, să stau să număr dopuri de capace de bere, să văd dacă îmi iese nirul. Și asta cu la Sfierbințul mai devreme sau mai târziu se va opri ca orice poveste frumoasă. Nu uita că muzica este o atracție specială. Hagi sau Balaci? E foarte greu și să spun de ce.
Balaci, Ilie Balaci, minunea blondă, tot timpul. Nu l-ai cunoscut? Cum să nu? L-ai cunoscut? Dar nici nu i-am șters numărul din telefon. Pe da, am câțiva oameni. Ghiuri Pascu, nu i-am șters numărul din telefon. Și Ilie Balaci reprezintă pentru mine mai multe lucruri și chiar am avut niște discuții cu el foarte deep. Dar acum pot să spun că după ce am făcut podcastul cu Gheorghe Hagi, n-aș putea să aleg dintre ei. Mi se pare Gică unul dintre... Nici nu știu cum să spun. E ceva fenomenal, extraordinar. E clar că e atins de dumnezeire cumva, de o... A avut tot timpul asupra lui ceva. E spectaculos, Gică. Amândoi sunt la... îi iubesc la fel de mult. Stand-up cu public majoritar feminin sau masculin? Parcă să zic că femeile râd mai mult și mai pe panciuri decât bărbații. Bărbații râd și înainte de panci sau nu știu, da? Cred că mai mult feminin. Elvis sau Bănică? Elvis sau Bănică? Bănică senior sau Bănică junior? Junior. E greu aici, pentru ce că greu. Ei sunt unul și același, sunt la fel. Ăsta e răspunsul corect, felicitări! Știi, adică e... Ai răspuns foarte corect la întrebări, mai ales că ultima ți-a creat, de aceea... Păi da, că mă gândeam, nu știu care e originalul. Urmează cadourile. Avem? Doamne și domnilor, ne pregătim... Pregătește-o. Ne pregătim de final, dar nu înainte de a îi ține pumnii lui Bobo, pentru că el se află în plină cură de slăbină. Slăbire, o dietă care îl va subția și va fi noul George Clooney, nu știu, unul dintre cei mai bine arăt... Știi bani cu George Clooney? Nu. Stârnesc doi într-un bar ăsta, plâns. Ăsta, ce dracu ai, mă, de ce m-ai chemat? A murit cineva de aici plâns. Nu, frățioare, ce trebuie să spun ceva? Ce? Băi, băiatule, băi, am fost plecat în delegație, nevastă mea singură acasă. Așa, și m-am întors din delegație. Seara am avut un avion târziu, la ora 11, am deschis ușa. Când mă uit, pantof de bărbat. Mamă! Când mă uit, pantalon de bărbat, cămașă, m-am urcat scările la dormitor, ușa întredeschisă. Când mă uit, nevastă mea goală, în poziție, în patru lame. Și George Clooney pe la spatele ei, mâncați și îi dă da... Și nevastă mea chireia ca toți dracii aia. Și George Clooney dă da în el. Băi, ăsta ce nu cred, mă. Băi, dar ce dă da George Clooney și cum făcea aia. Du-te, bă, nu crea. Da. Și băi, ce, da, să știi că m-a uitat la George Clooney. Băi, n-avea pe el, bă, un rido, ceva. Să vezi cum stătea carnea pe el. Bă, un fir de păr. Toate erau la locul lui. Nu tu aluniță. Cum... Bă, deci, bă, știi cum arăta, mă, George Clooney? Stai, să arăta bine. Arăta bine, rău de tot. Și după aia m-am uitat la nevastă mea. Avea celulită, ea târnau țâțele alea pe ea. Și bă, mi s-a făcut o rușine de George Clooney. Mi s-a făcut o rușine de omul ăla. Pentru trup de George Clooney, pe care în câteva săptămâni, înainte de sala Palatului, da, cu siguranță va deborda Bobo. Era un tricou S. Primele tricouri S pe care acum îi le dăm. Primul sunt este sunt cine vreau să fiu. Acesta este tricoul. Asta e primul tricou. Dar vrei, mă, să-l îmbrac, să vezi că mai nimeri la mărime? Ca să vezi tu cât de pregătești cu cadourile? La emisiunea asta, poți să arunci tot. Poți să arunci totul de pe tine. Nu cred că-ți vine. Băi, cadou. E imposibil să nu te fii pregătit. Nu cred că-ți vine. I don't believe it's fit you. Ia. Ia fii acum. Sunt cine vreau să fiu într-o lume pe care nu știu. Doamne și domnilor, invitatul nostru de astăzi este un om care mă urmărește de foarte mult timp. Este acest sex simbol al României. Sex simbol al glumei românești, sex simbol al scenei de stand-up din România. Nu e deco, este plin de cofeină. Doamne și domnilor, Mihai Bob...
Ia zi, mă, mai dai cadouri, Bulangiul. Încă! Încă! Un tricou pentru Michael Bowen. Who's your daddy? Ăsta e mai mișto. Ăsta și, bineînțeles, tricoul. Stai puțin că-l trag peste. Ce rost are să-l mai schimb. Doamne, ce mișto că mi-a făcut cadourile astea. Că n-aveam tricouri cu el. Și ce le urmează? Tipul cadou pe care m-a... E tot mărimea? Dar ce spune inima! Te rog, dă-mi ăsta pare mai lat puțin. Doamne. Asta e titlul tricoului. Ah, asta e. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult și eu. Dar mai am un cadou. Un om cu așa tricouri trebuie să se dea cu un parfum pe măsura valorii lui. Ți-ai făcut parfum? Să dea dracu, ți-a făcut parfum, băi. Ți-a făcut parfum, nu da, cred da, așa da, ceva. Da, da, e... Ia, deci ia. Ăștia își fac vinul dacă cu spui, Ana Zvoran. Dacă spui că miroase urât, îți iau tricouri înapoi. Te trebuie să... Așa, așa, ia. Iar să acum... mor în mirosul tău, să mor de dragoste rănită! Iar acum, doamnă și domnilor, un cadou special. Cine, mă? Stai, mă, puțin. Bă, mă strânge, nu pot să respir. Un cadou special. Cadourele pun Tavi, aici. Colegul meu, s-a gândit că ar fi foarte bine da. Să prinzi... Mamă, e oldies. E oldies. Oldies. Îți plac oldies-urile? Bad goldies. Este o... Tavi, câți ani are această undiță? Această undiță... ce bine miroși. Bobo, ce bine miroși. Această undiță... Yes. Această undiță are nici mai puțin, nici mai mult decât 50 de ani. Ea a prins cei mai mari... Zici tu... Crapi care există vreodată. Bineînțeles, m-am gândit că o să o pui în decorul emisiunii tale, pentru că nu există așa ceva. Iar pescuitul trebuie să fie un sport interplanetar. Nu numai... Asta e prinsul. Deci asta este husa, mă. Uite-te la husa. Tavi s-a gândit că ar fi un cadou nimerit pentru tine. Nu-ți lua una. E o chestie foarte faină așa. Arată foarte bine bățul, bine. Lipsesc niște piese. Dar nu e asta problemă. Dar uite cum se făceau inelele, care nu erau deloc... Acum inelele au aici încă o protecție pentru fir. Asta e direct, așa se întâmplă treaba. Eu cred că dacă ideea asta lui Octav să pescuiască la stațional, nu? La stațional, eu cred că poate să pescuiască. Uite-te. Asta ce înseamnă? Are elasticitate, într-adevăr, nu e de răpitor, e de stațional. Eu nu știu nimic. Dragul meu... E faină, mersi. Eu nu, cu mare plăcere. Asta e ca sabia lui Decebal. Dacă avea sabie Decebal. E sabia lui Ștefan cel Mare. Bă, dacă nu aveai pe asta, rămâneam cu parfumul ăsta care, uite și tu, mi-a venit rău. Și cu tricourile alea de copii, de copii renăscuți. Această... Cum mă chem să-mi dea tricoul rest? Bă, câtă încredere are el în mine. Eu știam că ai început cu ăla, acum vreau M, dar am zis S. Super S. Bine S. Ultima dovadă a legăturii noastre de prietenie. Da. Mai am o singură întrebare. Ce colindă pregătim anul ăsta? Băi, dar nu miroase rău. Dar miroase mult. Miroase rău, dar miroase mult. A trecut o anumită barieră olfactivă, dar lăsa vedea. Deci... Anul ăsta mă gândeam să schimbăm, mă. Zi! Vreau să fac o selecție a copiilor, nu vreau să mai mergem cu toți. Adică aș vrea să-i luăm pe ăștia cei mai mici care nu știu de bani, la final. Vrei să... Să luăm noi. Am avut ani cu Vâncică în care am făcut 600 de euro. Da, da, din Corin. N-a dat niciun bani. Da, merele și ciocolățile, dar nu știau despre ce e vorba. Cu cât cresc, cu atât știu de bani și ne iau banii. Și vreau să facem o selecție. Și chiar mă gândeam să schimbăm, să mai cântăm domn.
Nu fără domn? Fără domn. Ce, domn, nu. Care ar fi noua colindă de anul ăsta? Nu știu, să te mai gândești tu, că poate vii cu niște variante de-astea. Sus la poarta soarelui, lăudăm și cântăm și ne bucurăm. Nu, e prea oldies, prea oldies. Nici pe engleză, nu mergem cu Feliz Navidad, dar tot... Bună dimineața la moș, la moșajul, la moș, ne dați. Aolo, ce mă, corul lui Mihalcea? Nu, altceva, mă, ceva mai simplu, dar și scurt. Asta e colindăm, colindăm, da, da. Pe la ușură, da. Cum, nu, florile dalbe, cum era? Florile dalbe, florile dalbe, da, na, 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 florile dalbe, dalbe, da, na, 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 florile. Ceva care să fie, asta cu domnul să înălțăm oricum, mi se pare o poveste fără tâlc. Da, da, s-a implicat toți copiii, domn. Da, sunt... da, și cu boxa, nu știu, ne mai gândim, ar trebui să ne venim aici pe la Academie. Vrei să, mergem și în alte cartiere? Nu, când colindăm? Nu, e de ajuns, pentru că oricum ei nu ne rezistă, numai ce avem noi în cartier așa, dacă ei de la Dobrogeanu, Ghera, încoace, până se termină Siseștiu, sunt 30 de familii, iar unii nu rezistă. Iată ce s-a întâmplat ultima oară, la colindat. Să vâneze căprioare, domn. Pentru ultima dată în seara asta, melodia Dom, să-nălțăm. Au interpretat colinde pentru dumneavoastră producătorul artistic și regizorul artistic al evenimentului. Vă mulțumim foarte frumos pentru gândurile voastre de sărbători. Copiii sunt epuizați în spate, iar noi vă dorim sănătate, voie bună, zâmbete, podcasturi fericite. Da, bravo, mă. Și bineînțeles că să aveți în viață lucruri frumoase, simple și să vă bucurați de ele. Sănătate. La mulți ani. Domn, să înălțăm. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Cam aminte de Toma, al lui Amalia și al lui Răzvan, da, care a zis la un moment dat în porbagaj cărându-i, mâncând foarte multe, au mâncat toate dulciurile alea. Și pe final, era, deci era Toma. Asta după ce am venit alu la Amalia, era cu Toma al tău, da? Cu Octav și nu mai știu, mai era încă unul, erau patru în porbagaj. Nu în porbagaj, în mașină. În cu spatele, cu așa, centurile, cu centurile puse. Avem o mașină foarte mare, erau în mașină, în microbus, cu centurile puse, iar cei mici aveau scaun de copil cu isofix. Ce vreau să vă zic eu, și mergând cu 20 de oră pentru că plouase și noi ne ocupăm de siguranța copilului, dă-le naibii de colinde, și mergând foarte încet, la un moment dat unul dintre copii, și anume Toma lui Amalia, a zis că dacă mai grumiți mult, eu vomit pe voi toate astea. Da, că eram acolo, știi, mi-a zis, băi, uite. Nu erai acolo, tu erai în dreapta, în centură. No, fără îndoială, și eram copilotul tău. Și supravegheai pe copii. Și în același timp uitam și la drum, da, să nu cumva, să nu lăsăm trecătorii pe doar linia. Doar ai auzit ce s-a întâmplat, pentru că noi nu mergem cu muzica tare când avem. Auzi o noutate. Vrea să vină și fiimea mare cu noi la colindat. Și punem un moment mai... Băi, eu zic că începe să le forțăm mâna la oameni. Nu dansez la bară de colinde. Cum poți să spulberi tradiția? Lasă-mă, ea a zis. Acum, tu du-te cu ea, amici, mă duc cu fieta, cu bara după noi. Nu reprimiți cu renul la bară. Eu fac și bani mai mulți cu Andreea. Ne întoarcem cu mii și mii de euro. Se duce Mihai înainte. Să știți că o să vină... Aveți două momente, dragi clienți. Da. O să vină unul cu niște copii cu Brenciu și al doilea cu fiza lui Brenciu, dar vine Bobonete care face punchline-ul. Bă, ei întreb, auziți anul ăsta că facem un mic sondaj, vreți colindele copiii sau cu Andreea la bar în ren? Și ei, familiile au dreptul să opteze, ca să ne călcă în picioare, știi? Și facem programul altfel. Deci eu cred că avem șansa anul ăsta să strângem... Să le lansăm în industrie, în divertisment. Absolut. Gata, mai ales că vocea ta... Crușcă! Pe Fuego lasă-l, că... Fuego... E al nostru. Paul... You are ours. A scos carte, Paul. Da. O am. E, da. Mi-a dat-o. Semnătură. Paul, mulțumesc pentru calte. E dat parfum? Nu, n-am apucat.
Dar asta le ții, adică eu trebuie să-i dau după ce se termină filmarea înapoi, că îl dai tot timpul pe ăsta? Nu, nu, asta te duci acasă și spui, Cătălino, hai să râzi. Uite, parfumul și după aceea Cătălina, practic. Nu, Cătălina, hai să râzi. Se amiroase și râde. Brânci, nu, nu, că nu e ecstasy. Nu, și dai, bag și zice, și închide ochii. Asta e Horia. Bă, dar cum ți-ai făcut tu, bă, parfum? De ce, mă, nă? Tom Nodson și uite-mă ce... Irresistible, uite, fresh and full flavors of bergamot and oak moss. The heart of the perfume is surrounded by a delicate hint of carnation and geranium. The spice aroma of nutmeg and cinnamon, completed by strong and refreshing smell of sandalwood and cedar of this perfume, make happy. The perfect accessory for the modern, elegant and seductive man. Yeah! By Horia. Bra. Horia Branch. Bra, bra, bra. Băi, avem un par... Conține alcool, mă. Dracu, trebuie să scoată asta pe undeva pe aici. Auzi, mă, da, ăla de fată nu mai avem. Nu, nu, că am renunțat de mult la partea aia. Hei, 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 na, 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 nu mă duce acolo. Și asta, chiar și ăsta de bărbați miroase a fată. Și nu, 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 Horia, niciun caz. Așadar, ne vedem în decembrie cu Michael Bobnat. Dacă aveți un copil de 3 ani, am 3 tricouri pe care le fac giveaway. Ba, arunca la sala palatului. Lasă-mă că și octava are dreptul. Lasă-mă că ți le las, poate îi le dai lui Micuțu. Lui Micuțu-i vin, nebunule, dacă l-ai invitat. Las că te prind eu. Aceasta este melodia care dă titlul albumului, adică podcastului. Da. Simt și-o mintul doar pe a mea. Deci la faza asta poți să te ajuți de faptul că ești din Craiova, unde a venit și Adrian Păunescu. Da. Haide. Îți mulțumesc foarte frumos că ai venit. Cu plăcere și încă o dată o să mă revanșez și o față. Auzi, când terminăm aici, mai trebuie să facem o semnătură de-a ta și o poză. Ok. Cu parfum cu tot. Glumesc. Atenție, liniște. Încep eu. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, să-mi fie așa, ca un fulg în palma ta, pentru, ta mine. N-ar fi prea puțin, so gay. Și... Alina aici, nici multe motive ca să te iubesc. Nu știu care Alina, am făcut eu una, că așa scrie aici. Și refren. E și Alina cu noi și eu, mamă, trebuie să fac două. Orice, orice. Aș vrea, aș vrea. Și prânci, aș vrea. Lucruri simple voi păstra. Vrei să-l aduci pe Cristi? Cerurilor vostru ești tu. Zi, bă, că nu știu care e. Orice, da, mi-a de ajutor muzica. Alina, haide, Alina, hai. E dor de ajuns doar muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Le voi păstra, Alina. Mulțumim, Alina. Oh, Bobo aici, iar eu. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zombi. Dimineața pe lângă perna ta. Iar ghei, îmi place tu cum e. A, tu ești. Îmi place tu așa cum ești. Alina, îți plac eu așa când simt. Și speranța, și speranța, că nu te vei schimba. Eu, Alina, stai liniștită. De ce? Dă-te, drag. Nu caut mistere să le dezleg. Ne caut tot
taci, Alina, taci! Lasă-ne că n-ai făcut refrenul căcat aici tot. Așa, noi doi, noi doi. Orice vise aș avea, a lucru simple, a voi păstra. Și acum refrenul! Da, băgați, Alina, să nu te pună, dragă. Bun, atenție! Un, doi, trei și... Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu, iar mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Alina, mulțumim foarte bine. Lucruri simple voi păstra. Alina, ești senzație, să mai vii la noi. Închiere, toată la 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 la. La 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 la. Ultima dată, lucruri simple voi cânta, cu parfum pe gura ta. Stai, brânciule, să te parfumez. Ia uite, cinamon. Inanda cu cinamon. Ia, Alina, vrei și tu? Da, îmi place mai frumul în brânci. E preferatul meu, la de băieți. Alina, ești distrusă. Gata, mă. E bun la for the last time, no. Stai că te țin eu. Când țin un trup de bărbat atât de suplu, cu drag, pentru cel mai cel mai lucru simple. Bărbat cu aromă de cinamon. Cinamon. Ăsta e. S. 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 S